Iubiți frați și sorori, bine v-am găsit în această frumoasă zi de primăvară. Mă bucur să fiu aici la Cluj. Salutări de la Galați, de la capătul celălalt al lumii. Să știți că și acolo a venit primăvara, ieri am avut o zi superbă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat posibilitatea să fiu din nou la Cluj. Trebuie să vă spun că sunt a treia oară luna asta la Cluj. Mă gândeam dacă n-ar merita să-mi închirez un apartament aici. Mulțumesc fratelui Relu, fratelui Dan pentru invitația pe care mi-au făcut-o ca să petrec ziua de astăzi o parte din ea cel puțin cu dumneavoastră și apoi și ceva din slujba de mâine dimineață. Eu vin din Galați, sunt tătic și de ceva timp bunic. Scăsătorit căsătorit cu o așa că vrând nevrând trebuie să vin mai des în Ardeal era vremea când facultatea de chimie alimentară era doar în Galați așa se face că soția mea, Nelly, a venit la Galați și eu m-am căsătorit cu o bistrițeancă și într-un anume fel, chiar dacă eu sunt din Moldova sunt conectat cu dumneavoastră să știți, Galați în Moldova, chiar dacă e în sudul Moldovei și avem un cartier în Muntenia noi râdem cu Brăileni, Brăila și Galați sunt cam 15 km între noi Breila în Muntenia, Galațiu în Moldova și depinde în ce oraș ești, spui de celălalt că e cartierul orașului în care ești tu. Eu, în această dimineață, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră ceva, nu din perspectiva unui expert, ci din perspectiva unui care a fost tătic și este încă și care a avut lucruri bune pe care le-a făcut și lucruri pe care cred că le-aș face diferit dacă aș mai fi odată tătic tânăr. Avem trei copii, doi băieți și între ei o fată, doi dintre ei sunt căsătoriți, cel mic care are 25 de ani încă este cu noi. Copiii mei sunt ingineri tești. perspectiva lor era să vină la Cluj. Dar unul dintre ei, cel mai mare, mi-a spus, știi de ce am rămas în Galați? Sunt două lucruri care ne-au determinat să rămânem în Galați. Zice, familia, și biserica. Nu știu dacă putea fi un răspuns mai frumos pe care să mi-l fi putut, da. Eu vin dintr-o familie cu 10 copii. Uh, toți suntem credincioși, toți suntem îngalați și toți suntem în aceeași biserică. Asta e un mod de a crește biserica. Da. <laughs> și într-o zi am spus mamei mele n-am nici o idee ce ai făcut. Nu pot să-mi explic. În timp ce multe familii sunt împrăștiate peste tot în lume, tu ești în același oraș cu toți copiii tăi, te întâlnești la fiecare slujbă cu ei, interacționezi cu ei, ai un har deosebit ce ai făcut. Poate că o să vă păstrez mai târziu un moment critic din viața mea ca tată, când vorba mamei mele a fost ca o profeție pentru mine. Așa că eu nu sunt astăzi aici nici să vă condamn și să vă spun, sunteți niște părinți răi. Pentru că n-am dreptul acesta, nu sunt să vă spun despre relația părinte-copil din perspectiva unuia care a făcut totul desăvârșit și eu sunt etalonul, ci din perspectiva unui om care am învățat, am crezut în adolesc când au intrat copiii mei în adolescență că am citit ceva despre adolescență, cred că o să mă descurc. Până că mi-am dat seama că tot ce am citit. Ei bine, îmi dă o bază teoretică, dar practica e cu totul diferită și am intrat în niște frământări foarte mari întrebându-mă ce urmează după. Slavă Domnului că adolescența nu ține o eternitate, nu așa? Ține o perioadă scurtă și după aceea copiii încep să aibă o altă perspectivă și o altă apreciere pentru părinți. Așa că eu mă adresez aici unor părinți creștini iubitori care investesc semnificativ în, în, relația cu copiilor și ne așteptăm ca peste efortul nostru să fie, de fapt, intervenția supranaturală a lui Dumnezeu care îi va face oameni mari pentru slava lui. Vreau să fac o prima afirmație în, în această dimineață. Ce am făcut? Pornind de la Proverbe, capitolul 22, versetul 6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Există o vreme în care putem investi, ca apoi să putem culege roadele. O familie împlinită este cea care investește semnificativ în creșterea copiilor pentru slava lui Dumnezeu. <hântu> Ei, și aici este chemarea mea și chemarea dumneavoastră, mai ales cei care sunteți acum, în timpul în care vă creșteți copiii, să continuăm să investim și să investim din perspectiva lui Dumnezeu, în așa fel încât lucrul acesta să aibă ca rezultat final glorificarea lui Dumnezeu. Aproape că nu există o ocupație, probabil că ați văzut ca și mine lucrul ăsta, aici în lumea noastră care să nu necesite o pregătire foarte intensă, formală. Spre exemplu, dacă sunteți careva profesor aici, după ce ați terminat facultate, ați mai dat o groază de examene. Dacă sunteți medici, păi, după ce ați terminat facultatea, mai faceți un rezidențiat și trebuie să fiți la zi mereu și mereu cu tot ceea ce apare în domeniul acesta atât de complicat. Dacă sunteți electrician, Instalator, orice ați investit în a vă forma, în a putea face lucrul acela bine. Dar nu v-a surprins faptul că atunci când este vorba de slujirea de părinte, nu există nicio școală formală. Dar există contexte non-formale și slavă Domnului că noi, în biserici, avem parte de așa ceva. Dar, din păcate, nu există o școală a părinților unde să te duci și să înveți arta de a fi părinte. Oare de ce? Poate că pornim de la premiza că nașterea, sarcina sunt funcții biologice firești, unde noi nu avem mare contribuție, nu trebuie să fii pregătit, ci pur și simplu ele se întâmplă în mod natural. Și cumva e foarte posibil să tragi în concluzia că și creșterea copiilor ar putea să facă parte din aceeași categorie. Dar din păcate, lucrurile nu stau deloc așa. Și uitați-vă câte familii sunt astăzi în lumea noastră destrămate, câți părinți sunt înstrăinați de copiilor, și câți copii nu ajung să devină dependenți de alcool, de droguri și de alte practici care distrug viața lor. Și toate astea vorbesc de ceva, vorbesc despre relația din familie. Așa că pot să spun, creșterea copilului este o răspundere teribilă. Nu cred că avem ceva mai important de făcut sub soare ca părinți decât să ne creștem copiii spre slava lui Dumnezeu. Nu mă mai lasă, nu știu, ok. Atunci o să te rog să mă urmărești tu ca să ignor partea asta. Dar copiii noștri nu sunt ca un bulgare de pământ pe care îl modelăm doar noi, ci au o personalitate proprie, au un mod în care răspund la ceea ce noi le oferim, și până la urmă, și ei devin responsabili înaintea lui Dumnezeu de ceea ce se întâmplă mai târziu cu viața noastră. Ei bine, am găsit câteva versuri care mi-au plăcut foarte mult în, într-un curs BI, poate că l-ați făcut, creșterea copiilor pentru Slava lui Dumnezeu, care spune cam așa. Copilul veșnic criticat se învață cârcotaș. Copilul veșnic dușmanit se învață bătăuș. Copilul ridiculizat se învață un timid. Iar cel în rușine crescut devină împovorat. Copilul cu îngăduință crescut va ști cei indulgența, copilul mereu încurajat, încredere în sine va dobândi, iar acela pe drept lăudat, pe drept să laude va ști. Copilul crescut în dreptate, simțul dreptății și îl va însuși. Copilul crescut în siguranță, cu încredere va trăi în viață. Copilul crescut în iubire, lui însuși plăcut va fi. Cel crescut în acceptare și prietenie de oameni, iubit să se facă, va ști. Iată că rolul nostru ca părinte, doar din versurile astea, își pune amprenta semnificativ asupra copiilor noștri. Și noi suntem produsul familiilor noastre. Dacă dumneavoastră mi-ați ști părinții și cum s-au raportat ei de-a lungul timpului la creșterea mea, și poate pe lângă asta și experiențele personale, v-ați putea explica foarte multe cu privire la cine sunt eu astăzi. Dar copiii sunt darul lui Dumnezeu, oferit nouă și odată cu asta. O responsabilitate deosebită. Pentru început, vreau să fac trei observații cu privire la relația părinte-copil. Prima observație, pe care o vedeți acolo deja afișată, adevărul, fără relații, duce la respingere. Cu alte cuvinte, pot să-i spui copilului tot adevărul. Adevărul corect, adevărul revelat din Scriptură. <coughs> Dar dacă nu îl spui într-un context relațional, nu te mira că el va respinge adevărul. Pentru că pentru el mai importantă este relația și în contextul unei relații sănătoase va primi adevărul pe care noi îl transmitem. Absența relațiilor va produce inversul. Adevărul biblic. Este în, măsură, în egală măsură credibil din punct de vedere intelectual, dar și din punct de vedere relațional este convingător. Vedeți dumneavoastră, eu și o parte dintre dumneavoastră am crescut în perioada care se numește modernism. Ei, în modernism accentul se pune pe adevăr, dar se minimalizează relațiile. Acum se spune că suntem într-o perioadă care se numește postmodernism, care minimalizează relații, scuzați-mă, adevărul, dar pune accent pe relații. Creștinismul este adevărul în contextul relațional. Când spunem doar adevărul și în biserică, poți să spui doar adevărul. Mulțumesc tare mult! Ai anticipat că e ceva în neregulă cu gâtul meu. Apreciez asta. Poate că ați auzit pe unii care spun: Pe mine Dumnezeu m-a chemat doar să-mustru. Și eu, când-mustru, spun doar adevărul. Mă rog, fac o paranteză: nu prea am găsit darul ăsta în Biblie, dar, mă rog, probabil că la unii este. Și sunt convins că ați ascultat predicatori ca și mine care au spus adevărul într-un mod răstit, cu mânie. Și nu l-ați putut primi. Dar ați întâlnit predicatori care v-au spus adevărul fără să-l minimalizeze, dar l-au spus în dragoste. Și a spus, Cred că pot primi ce îmi zice fratele ăsta, chiar dacă nu-mi place. Pentru că ai realizat că îi pasă de tine. Cam așa stau lucrurile și în familie. Poți să-i spui copilului doar adevărul și să zici, nu cred că am greșit cu nimic, dar să ai o atitudine de ură, cu amărăciune, și ăsta va fi adevărul pe care copilul nu va dori să-l primească. Avem aici un verset la care vreau să fac puțin referire. Psalmul 26, versetul 3. Îndurarea ta este mereu înaintea ochilor mei și umblu neîncetat în adevărul tău. Dar umblu în adevărul tău pentru că îndurarea ta este cu mine. Și când îndurarea ta și adevărul se întâlnesc, eu pot să primesc adevărul. Știți cum este relația, dragostea? Dragostea afânează inima copilului ca noi acolo să putem planta adevărul pe care vrem să-l transmitem. Să știți că copiii resping lucrurile bune spuse de părinți. Rețineți lucrurile bune spuse de părinți. Deoarece lipsește dragostea și lipsesc relațiile. Dar gândiți-vă și la următoarea variantă. Și părinții aflați la bătrânețe resping adevărul copiilor, deoarece nu-l spun în dragoste. Și eu cred că vedeți lucrul acesta, da? La un moment dat, tata și mama în vârstă te întreabă același lucru. Le spui de o sută de ori, îți se pare ție cel puțin, și la un moment dat, îi spui adevărul răstit. Și bătrânul sau bătrâna mamă sau tată nu va putea primi adevărul acela. Deși îi spui adevărul, așteaptă altceva. Așteaptă să fie într-un context relațional. Asta este prima observație pe care am făcut-o. A doua: regulile. Fără relații, duc la rebeliune. Poți să ai cele mai bune reguli pentru copiii tăi, izvorâte chiar din scriptură sau din experiența de viață, din înțelepciunea pe care ai căpătat-o de-a lungul timpului. Dar dacă regulile acelea nu sunt puse într-un context relațional, în inima lor se naște răzvrătirea. Să știți că tinerii nu răspund la reguli, ci la reguli în contextul relațiilor. Și chiar și atunci când facem lucrul acesta, nu este nicio garanție că vom reuși ca părinți. Pentru că, până la urmă, fiecare copil are voința lui liberă să primească sau să respingă ceea ce îi se transmite. Dar, în momentul în care zidim o relație cu copilul, șansele care să respingă Ceea ce îi transmitem vor fi tot mai mici. Să știți că dacă un copil se răzvrătește la un moment dat, cum se mai întâmplă în casele noastre, și ajunge până acolo să părăsească căminul, nu adevărul pe care i l-am spus, nu regulile pe care le-am pus în casă îl vor face să se întoarcă. Știți ce îl va determina să vină acasă? Relațiile. Căldura. Relațională îl va face pe tânărul răzvrătit să se întoarcă acasă. Cea de-a treia observație: disciplina fără relații duce la resentimente. Atunci când disciplinăm un copil și el nu știe că o facem din dragoste, să nu fim surprinși de faptul că el va strânge amărăciune și mânie. Așa că atunci când disciplinăm copilul, este foarte important să ne asigurăm că el știe că îl iubim. Când disciplinăm fără dragoste, obținem tocmai opusul. Am întâlnit în 1992 în Houston un bărbat care la acea vreme avea vreo 50 de ani. Venea de undeva din vestul țării, emigrase în Statele Unite. Era într-o frământare foarte mare, ar fi vrut să se întoarcă la Domnul, dar ceva din interiorul lui îl oprea. Iată ceva din povestea lui. La un moment dat el și cu un frate de-a lui s-au dus și s-au tuns, cum se spunea la vremea aceea, cu freză. Adică nu s-au tuns zero. Așa. Și tata a venit de la biserică, supărat și a spus, voi face, le voi oferi copiilor mei o lecție așa, ca să învețe cum să fie ei credincioși cu adevărat. Și a avut o experiență traumatizantă. Tatăl, mă rog, atât a știut el. A luat un cui, dacă vă puteți imagina, și l-am înfășurat niște fire de păr și le-a smuls cu cuiu. Și în acele momente, bărbatul ăsta, băiatul ăsta, care avea 18 ani, a fugit de tatălui prin ușa care avea un geam, a spart geamul a fugit și iată cuvintele pe care și le-a spus. Nici odată în viața mea nu voi vrea, nu voi dori să cred și să-L urmez pe Dumnezeu Tatălui meu. Mai târziu a părăsit țara, eu îl întâlnesc în Houston, e plin de amărăciune, îi plin de durere. Dumnezeul Tatălui lui este un crud tatăl lui nu știe să-i comunice afecțiunea, nu are nicio relație cu el. Tot ce l-a interesat pe tata a fost ca așa cum înțelegea comunitatea aia de credincioși, să-l vadă că este un tată bun. Cum era rezultat, cum vedea oamenii că tatăl este bun? Copiii lui sunt un zero. Și noi câteodată ținem foarte mult la imaginea celor din jur. Să nu spuneți că nu e adevărat. Ce zic oamenii despre noi E foarte important. Și câteodată presiunea care se exercită asupra copiilor noștri este uriașă. Nu știu, o să mă fac vulnerabil cu dumneavoastră dacă fratele meu mâine mă mai primește la biserică, e ok, dacă nu, nu. Când copiii mei au devenit adolescenți? Vă spuneam că am doi băieți și între ei o fată. Acum, eu trebuie să vă spun, copiii mei nu seamănă cu niște copii pe care eu am întâlnit în perioada aia în Moldova. M-am dus, nu este foarte aproape de Republica Moldova și de Ucraina. Acolo sunt trei țări care se întâlnesc aproape în același punct la Galați. Am dus în Republica Moldova și erau niște bănci fără spătar și două bănci din fața mea erau pline de băieți tixiți unul lângă altul care două ore la slujbă au stat cu mine pe bancă. Și eu mi-am zis atunci așa, ori copiii mei sunt bonlavi, ori ăștia sunt bonlavi. Dar nu se poate ca și unul și altul să fie copii și să se manifeste atât de diferit. Adică ei mei n-au stat un minut într-un singur loc. Da? Ca să vă ajut un pic să înțelegeți, să... Se seamănă cu Mike sau cu Bistrițeanca Calmă, nu? Da. Despre dumneavoastră de Ardeleni, știți că se spune că sunteți mai cal. Noi moldovenii suntem mai iuți, așa, mai rapizi. Mă rog, e discutabil lucrul ăsta. Ei, când copiii mei au ajuns adolescenți, imaginați-vă, eu sunt pastorul bisericii, da? Și-au lăsat așa un pic de păr mai mare. Eu, sigur că am fost, am avut o dilemă foarte serioasă. Cum mă raportez la această situație? Și zic eu că m-am raportat cum am considerat la vremea aia că e bine. Am avut vreo doi din biserică care doreau să-i tundă în fiecare duminică. Mă rog, erau copiii mei, da? Pentru care eu mă rugam, pe care eu doream nu să fie cum vrea fratele X, ci să vină din convingerile lor. Și știți cum orice perioadă trece, că a fost vreun an în care au avut părul, nu exagerat de mare, un pic așa mai, mai mare, după care au decis ei că e bine să se tundă. Da, nu vă spun că au venit câțiva credincioși din biserică frate Mihai, slavă Domnului că în sfârșit copiii tăi s-au tuns. Aia era problema cea mai importantă pentru ei, da. Problema pe care eu o văd mai des întâmplându-se în biserică este că noi ne conformăm fără să fim transformați. Și riscul pentru noi credincioși și părinții de copii credincioși cel puțin este să ne asigurăm că copiii noștri sunt conformați. Eu vă propun ceva diferit. Haideți să ne asigurăm că inima le este schimbată. În perioada aia, țin minte că a venit la mine acasă mama și fă, am zis că o să revin la acest episod da, și iată momentul potrivit când pot să o fac. Și eu eram așa îngrijorat. Mă gândeam, Doamne, dacă, dacă se întâmplă și eșuiez în creșterea copiilor, nu mai rămâne nimic. N-am ce să mai fac. Și cu inima cât un pureci, așa îi spun mamele mele, n-am nicio idee cum ai putut să crești de ce copii. I-ai dat la școală și toți sunt credincioși. Și toți sunt implicați într-o formă sau alta în slujirea în biserică. Și am făcut o afirmație. Dacă copiii mei vor ajunge să fie mântuiți, eu voi înnebuni de bucurie. Mama s-a uitat în ochii mei, mi-a văzut îngrijorarea și mi-a spus o vorbă care a fost ca o profeție pentru mine. Și mi-a spus ceva de genul: Roagă-te, Dumnezeu și astăzi schimbă vieți. Și o să vezi ce o să facă din copiii tăi. Și am ales varianta asta. Și mulțumesc Domnului pentru rezultat. Dar disciplina fără relații produce resentimente. Multă mărăciune. Am fost creați special pentru a avea relații cu ceilalți. Așa ne-a creat Dumnezeu. Nu putem trăi fără relații. Suntem creați să avem legături unii cu alții. Oamenii sunt creați din punct de vedere biologic pentru a comunica, pentru a avea comuniune și pentru a împărtăși copilului valorile și adevărurile în care crezi trebuie să faci cel puțin două lucruri. În primul rând, să cultivi cu copilul o relație, o legătură apropiată și caracterizată de dragoste. Dacă vrei să vezi înflorind copilul tău, asigură-te de lucrul acesta. În al doilea rând, fii tu însuți un exemplu în ceea ce privește valoarea, adevărul pe care dorești să-l induci copilului tău. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 11, că călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Eu personal cred că orice părinte trebuie să spună copiilor, călcați pe urmele mele, faceți ce face tata. Asta înseamnă un standard foarte înalt. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, cred eu că putem să ajungem acolo. Iată un studiu pe care l-au făcut cei de la Universitatea Columbia, care mie mi-a dat foarte mult de gândit. Prima observație la care ajung ei în urma acestui studiu e faptul că copiii crescuți în familii cu un singur părinte, acesta de obicei fiind mama, sunt cu 30% mai predispuși să ajungă să consume droguri, alcool, să devină violent, să eșueze. Vă rog să ne țineți. Cifra asta, 30%. Înainte de a trece la slide-ul următor, când un copil crește și cu mama și cu tata, dar are o relație proastă cu tata, cam cât credeți că este procentajul? Mai mic sau mai mare? Nu vreți să vă dați cu părerea, așa un pic? Mai mare? Uitați-vă la ce spune următorul slide. Pentru mine e tulburător rezultatul ăsta. Deci când un copil crește și cu mama și cu tata, dar relația lui cu tata este proastă, șansele să eșueze sunt foarte mari. Vedeți, noi avem ziua mamei, chiar dacă e ziua femei de 8 martie, dar mă rog, sărbătorim ziua mamei, mai avem și în mai și ziua mamei și ziua tatălui, dar nu prea știe -ă, lumea să serbeze lucrul ăsta, dar de obicei poeziile noastre și cântările noastre sunt despre mamă, nu-i așa? Și la binecuvântări cântăm despre mamă și cât de importantă e mama și nu vreau să subestimez valoarea mamei, dar dragi tătici care sunteți aici, vă rog să rețineți că relația noastră cu, pării, cu copiii e mult mai importantă decât relația mamei cu copiii. Și ultimul slide, copiii crescuți într-o familie cu ambii părinți și care au o relație bună cu tata, doar 6% dintre ei sunt predispuși să ieșuieze. Iată un studiu făcut de cei de la FBI. Au vrut să vadă profilul răzbunătorului clasei. Cu toți ați avut în clasă un coleg sau mai mulți care deranjau. Eu țin minte, când eram în clasa cât oare, 5-6 cam așa, aveam doi copii din familii de credincioși care reușeau să scoată profesoara de istorie afară din clasă. Erau cei mai răzvrătiți posibil. Întorceau clasa cu susul în jos. Ei, cei de la FBI au vrut să vadă cine e acest copil. Și iată răspunsul lor. Tatăl a fost distant sau neimplicat în educația copilului. Așa că atunci când vedeți un copil, un tânăr, un adolescent, care are niște manifestări despre care zici ceva nu în regulă și dacă ești părintele acelui copil, poate că merită să reflectezi asupra relației cu el și în mod special a relației tatălui. Copiii mei văd trei lucruri la mine care îi vor influența. Primul lucru. Relația mea cu Dumnezeu. Ei știu dacă tatăl lor are sau nu o relație cu Dumnezeu. Dacă citește Scriptura, dacă se roagă, dacă ceea ce, în cazul meu, predică de la Amvon, trăiește în casă. Copiii mei vor ști lucrul ăsta, ca și copiii dumneavoastră, de altfel. Eu uh, am toată aprecierea pentru părinții mei, pentru că au fost oameni simpli, dar ceea ce eu îmi amintesc cu mare plăcere de la ei este faptul că ce spuneau în casă, aceia trăiau în afară. Și tatăl meu, ceea ce ne-a spus nouă în casă și ceea ce a trăit, aceea a predicat altora. Deci primul lucru pe care îl văd copiii mei, relația mea cu Dumnezeu. În al doilea rând, relația mea cu mama lor, care e soția mea, ei văd dacă este o relație iubitoare, o relație care să le transmită siguranță sau una care îi face să fie foarte vulnerabili. Și bineînțeles, nu în cele din urmă, ei văd relația mea cu ei. Dacă am sau nu o relație cu ei. Ei, când eu am conștientizat cel puțin nevoia mea de relații cu ei, m-am gândit cum pot să fiu mult, mult mai intenționat. În general ziua mea liberă este lunea, dacă o întrebați pe soția mea, ea nu crede asta, dar mă rog, eu cred că cel puțin din când în când lunea reușesc să fiu liber. Și m-am gândit așa, ce-ar fi să petrec timp pe rând cu copiii mei, dar să am doar un copil, toată atenția mea să fie îndreptată spre el. Și atunci am făcut o programare și am zis ok luni sunt cu Flavius, ca să vă dau numele băiatului meu cel mai mare. Ok, și am mers și am spus, Flavius, astăzi facem ce vrei tu. Ok, am dus împreună în oraș, l-am dus în parc, ne-am dus și am mâncat ceva, o prăjitură, am fost eu și el. Și apoi, luna următoare, m-am dus cu Evelin, asta e fica noastră, da? care e mică și ea între timp. Și apoi cealaltă m-am dus cu Remus, și apoi a patra lunei luam pe toți trei și mergeam împreună cu ei. Mă rog, eu nu știu dacă toți ardelenii sau toți bistrițenii sunt precum soția mea, dar ea vine dintr-o familie în care, nu știu de ce, așa a fost ea învățată, că nu trebuie să deranjezi pe nimeni. Și asta se face că eu când plecam cu cei trei copii în oraș și am zicea, ce bine că te duci tu cu ei, pot să stau și eu acasă timpul ăsta să... Mă rog, mai târziu m-am prins că introvertita mea, că este o introvertită și încarcă bateriile când e singur acasă, nu când e în mijlocul mulțimii. Eu nu aveam nicio treabă, că copiii mei întrebau pe toată lumea orice. Vă dau un exemplu, eram la McDonald's. Unul dintre ei mănâncă ceva dintr-un hamburger și îl scapă pe jos. Eu știam că regulă la McDonald's este reclam lucrul ăsta și primești unul întreg. Soția era lângă mine, ce dacă faci așa ceva, eu ies din restaurant. De ce să ieși din restaurant? E dreptul copilului, dar zice, mi este jenă. De ce trebuie să faci tu asta? Zic, da, mă duc și vorbesc. Nu se poate. Nu știu dacă așa s-a da? Așa e bistrițeanca mea, da? N-ai decât să te duci tu. Ok. Bineînțeles că a primit copilul acel hamburger întreg, pentru el a fost veselie. Am încercat în felul ăsta, petrecând câte ceva dintr-o zi cu fiecare pe rând, să le comunic că nu copiii mei sunt importanti, ci copilul meu este important pentru mine. Nu vă spun că, deși nu mă pricep la pescuit, mi-am cumpărat undițe și m-am dus cu băieții la pescuit. numai să petrec timp cu ei, să, să le transmit că ei pentru mine sunt importanți. Nu știu dacă am reușit asta va trebui să vorbiți cu ei, să vedeți în ce măsură uh, am reușit să transmit din ceva din, uh, din ceea ce vă spun acum. Deci asta sunt trei lucruri care le urmărește, le vede un copil. Relația mea cu domnul, relația mea cu mama, lor, relația mea cu ei. Toate astea sunt foarte importante. Și acum vreau să trec la șapte principii simple pentru o relație sănătoasă părinte-copil. Primul principiu, afirmarea sau recunoașterea sentimentelor conferă un sentiment al -o autenticității. Afirmarea, să recunoști ce trăiesc, ce simte, copilul la un moment dat. Probabil că ați auzit ca și mine, sau poate ați și spus ca și mine câteodată la supărare, replici de genul acesta. Dacă mai fi ascultat, nu te-ai afla acum în situația asta. Sau, ți-ai făcut-o cu mâna ta, n-ai decât să suporți consecințele. Sau, poate i-am spus la supărare copilului, să nu cumva să vii la mine plângând. Sau faptul e consumat, băiatule, nu mai pot schimba nimic, așa că nu are niciun rost să mai plângi. mi amintesc de o situație mai puțin plăcută, chiar poate dramatică pe care am trăit-o. Era seară pe la ora 8. Copiii mei se deplasau cu alți tineri către o conferință în Cehia. Și la ora 8 mă sună Băiatul cel mic și îmi spune, tată, am avut accident pe autostradă în dreptul orașului orăștie. Am zis, mă, probabil că tu glumești. Zice nu, o fată din biserică conducea mașina, a lovit un microbuz, microbuzul s-a răsturnat, fata mea era în față, geamul, parbrizul s-a spart, a intrat sticlă în ochi. Imaginați ce am simțit atunci. Am urcat pe mașină și am condus cât am putut toată noaptea până am ajuns la oră știe, să-i găsesc pe copii, să văd ce se întâmplă cu ei. <coughs> M-am gândit cum, cum mă voi raporta la tânăra din biserică care conducea mașina. Ce, dacă ai fi părinte în locul meu, ce ai simți în momentele acelea? Ce, ce, ce ți-ar veni să-i spui? Ah, M-am gândit, a... Domnul mi-a dat suficient timp să conduc până acolo și să-mi așez gândurile și inima împreună. Și mi-am gândit că am întâlnit-o la stația de poliție, unde săraca tot dădea declarații și mă rog, s-a început un dosar acolo. Și primul lucru pe care l-am făcut, Dumnezeu mi-a dat puterea asta, am îmbrățișat-o și am spus, să mă bucur să știu că ești în viață și că și copiii mei sunt bine chiar dacă Eveline e Evelin în spital, le face pe toate. Pentru ea a însemnat enorm. Fata asta a crescut fără tată. Mama nu-l cunoștea pe Domnul și l-a făcut cu un bărbat într-o relație pe care a avut bărbat care și-a întors spatele și fata asta n-a avut niciodată parte de protecția tatălui. Niciodată tata, tatăl ei n-a îmbrățișat-o. Niciodată tatăl ei nu i-a spus Te iubesc, Roxie, Mai târziu, mama ei și Ruxii, care era foarte mică atunci, cred că avea vreo doi ani, s-au întors la Domnul în biserica noastră. Îi știu de atunci, de când au venit prima dată în biserică. Și a crescut sub ochii noștri. Când țin o predică în care susțin, su, sublinez elemente ca și astea, Ruxii nu poate sta în biserică. Iese afară. Și o înțeleg. Durerea ei este atât de mare. Pentru că eu vorbesc despre un tată pe care el nu l-a avut niciodată în viața ei. Faptul că în acel moment critic am putut să o îmbrățișez pentru ea a însemnat enorm. Era simplu să o condamn. Așa că, și când te uiți la slujirea lui Isus, constatăm că oamenii nu erau atrași de el datorită poruncilor pe care el le spunea, ci de compasiunea pe care a avut-o față de ei și faptul că s-a plecat spre nevoile lor spirituale, emoționale și fizice și astfel suferințele lor au fost ușurate. Uitați ce spune Roman, capitolul 12, cu versetul 15. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Adică când cel de lângă tine e fericit, fii fericit împreună cu El. Când este trist, împărtășește tristețea cu El. Când tinerii nu simt că te identifici cu ei, cel mai probabil că nu vor mai rămâne într-o relație emoțională cu tine. Și noi bărbații, nu știu cum sunteți ceilalți bărbați, dar eu m am găsit, m-am regăsit foarte des în povestea asta. Sunt, spre exemplu, în mașină, conduc mașina și soția începe să-mi spună ceva. Tendința mea este să rezolv problema. Și pun mâna pe telefon și spun, trebuie să rezolv. Dar, dar eu nu ți-am spus asta ca să pui mâna pe telefon, condu în siguranță. Păi, stai un pic, dar tu ai avut o nevoie. Sau tendința mea este să-i spun, stai să-ți dau eu câteva argumente, că n-ar trebui să te plângi. Și apoi, ca să duc până la capăt argumentația, uite, vreau să-ți dau și două, trei versete din Biblie: că nu are niciun rost ca tu să te plângi acum. Dar eu am constatat că soția îmi spune toate astea nu pentru că vrea să mă apuc să fac ceva neapărat, ci pentru că doar vrea să fie ascultată. Mă rog, pentru mine a, a durat mult și încă n-am învățat lecția asta, trebuie să recunosc. Așa că și cu copiii noștri ar trebui să învățăm ceva asemănător. Că dacă de fiecare dată le citim doar un verset din Biblie, fără ceea ce e corect, să nu mă înțelegeți greșit, fără să ne aplecăm asupra lor. Uitați-vă plângerea unui copil. Ce foarte, foarte rar, extrem de rar, tata petrece timp cu noi. Dar când în sfârșit tata și-a găsit timp cu noi, Hopa și Iisus în, interse... în dialogul ăla. Acum înțeleg, mă opresc un pic, vreau să explic ce am vrut să spun. Cu alte cuvinte, singurul moment în care tatăl ăla petrecea cu copii era hai să citim un verset din Biblie, să ne rugăm, să vedem dacă ați fost copii cu astăzi, i-a plăcut lui Iisus ce ați făcut azi? Și copilul zice, aș fi vrut să mă întrebe cum a fost la școală, cum mă simt. Și după ce ar fi făcut toate astea, mi-ar fi plăcut să-mi vorbească și despre versetul din Biblie și să ne rugăm împreună. Înțelegeți tensiunea asta care se creează câteodată noi avem doar, simțim cumva că avem doar obligația să ne asigurăm că copiii noștri știu nu știu ce versete, ceea ce e bine, dar e foarte important să afirmăm trăirile copiilor noștri. Al doilea principiu acceptarea necondiționată transmite sentimentul de siguranță. Și aici aș vrea să citim un verset, un verset pe care îl găsim în Romani, capitolul 15, versetul 7. Așadar, primiți-vă unii pe alții cum va a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos. Când ați venit la Hristos, vă mai amintiți cum ați venit? Cu tot trecutul, cu toate înfrângerile, cu tot păcatul. Nu e așa că v-ați simțit copleșiți atunci când El s-a plecat spre dumneavoastră și v-a primit? Și de acolo v-a scos, v-a iertat. Sigur că El ne iubește așa cum suntem, dar nu-și dorește ca noi să rămânem acolo, nu-i deci, ne ia de acolo și ne ridică. Ei, acceptă și copilul tău, cu alte cuvinte, așa cum te-a acceptat Hristos pe tine. Nu trebuie să acceptăm să recunoaștem doar succesul copilului, fără să ne uităm și la efortul lor. Există condiționarea asta care spune cam așa: dacă vei lua nota 10 la teză. O să-ți cumpăr iPhone, nu știu care e ultimul, să zicem, 14, nu mai știu. Sau dacă obții premiul, nu știu care la școală, te voi lăsa să mergi în tabără la vară. Ce transmite limbajul acesta copilului? Tata sau mama nu pe mine mă iubește. Ci rezultatele mele le iubește. Alea sunt importante pentru el, nu persoana mea, nu efortul meu. Așa că s-ar putea câteodată să trebuiască și când ei nu excelează să le spunem că apreciem efortul lor, chiar dacă n-au reușit să obțină poate nota cea mai bună. Există o legătură între transparență și vulnerabilitate. Cu cât eu ca părinte sunt mai transparent cu copiii mei, cu atât ei vor fi mai vulnerabili și îmi vor spune adevăratele trăiri pe care ei le au. Am participat cu ceva timp în urmă la o conferință cu Josh McDowell care spunea la un moment dat ceva de genul. Și a strâns copiii, patru copii, trei ai lui și cred că unul adoptat și le-a spus cam așa. Dragii mei copii, vreau să știți un lucru. Dacă se va întâmpla ca vreodată să nu luați vreun examen, dacă se va întâmpla să ieșuați, chiar să ajungeți în pușcărie sau să vă drogați, sau orice alt rău, și a urmat fraza care pe mine m-a șocat când am auzit-o prima dată. Aș vrea să știți că eu și atunci sunt tatăl vostru. Mă rog, eu nu știu ce simțiți dumneavoastră, dar eu m-am împins pe scaun și am zis nu, așa ceva nu se poate spune copilor. Cum să-i zici așa copilului? Am reflectat, am procesat și eu am ajuns la concluzia că e foarte important să-i comunicăm copilului acest lucru. Eu cred că așa, ceva de genul ăsta a comunicat uh, tatăl din pilda fiului isipitor Celui care a plecat de acasă. Parafrazez. Nu-mi place decizia ta, cred că e greșită, cred că îți va aduce foarte multă suferință, dar indiferent unde vei ajunge, eu sunt tatăl tău. Ușa va fi deschisă să te întorci acasă. Isaia, capitolul 49, versetele 15 și 16. Poate o femeie să uite copilul pe care l-a răptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată, te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Dacă ar fi posibil ca o mamă să-și uite copilul, Dumnezeu ne promite că va fi întotdeauna cu noi. Dar acceptarea copilului promovează o imagine sănătoasă. Eu am pe cineva mai mare decât mine, care mă sună cel mai des din toți membrii Bisericii. Când mă sună acea persoană, soția îmi zice: Te las pentru că e o conversație lungă. Iată povestea lui. Asta a fost un copil care s-a născut din Flori într-un sat, în județul Vrancea. N-a știut niciodată cine-i tatăl lui. Mama lui se pare că a fost o femeie ușuratică. Gura satului i-a spus că nu știu cine ar fi tatăl lui și când a devenit adolescent băiatul acesta, s-a dus la tatălui, la cel despre care a crezut el că-i tatălui și a îngenunchiat, asta a fost gestul pe care l-a făcut, și a spus, tot ce am nevoie este să-mi zici, dacă tu ești tatăl meu, n-am nevoie de nimic altceva, dar pentru mine e important ca băiat să știu cine e tatăl meu. Și tata l-a lovit, l-a împins și a spus, pleacă de la mine. Copilul acela el, a asistat mai târziu la sinuciderea acelui bărbat. Da, pe la 50 de ani a venit la biserică. Ce pot să-l caute pe Domnul? Dar nu putea să scape de țigări. Și un frate din biserică a spus, auzi, tu nu vrei să scapi de țigări. Dacă ai vrea, astăzi ai scăpat de țigări. Și bărbatul ăsta mă sunat și îmi spunea, nu înțeleg. Nu înțeleg de ce îmi spune și zicea numele acelui frate că eu aș putea, aș vrea, urăsc faptul că fumez, nu pot, nu o să mai vin la voi la biserică, la biserica voastră de sfinți, eu n-am ce să caut, că eu nu pot să scap de țigară. De țigară. A fost o dificultate pentru mine atunci. L-am încurajat să vină cu pachetul de țigări în buzunar până când Dumnezeu îl va elibera. Patru ani a venit, aproximativ patru ani. Mă suna și îmi zicea: Nu înțeleg Dumnezeu ăla de care tu predici. De ce pe mine nu mă ascultă? Mă rog și strig la el să mă elibereze de țigări și nu pot. Nu mă, nu mă scapă. Nici nu știu dacă este Dumnezeul ăla despre care tu vorbești. Mă rog, ca să fac povestea scurtă, într-o zi m-a sunat și mi-a zis să știi că ieri n-am fumat toată ziua. Pe urmă m-a sunat și mi-a zis, am trei zile de când n-am fumat. Pe urmă m-a sunat și mi-a spus, am o lună de când n-am fumat. Slavă Domnului, că nu mai fumează acum. Dar este un copil în el și la vârsta asta. O spuneam, e mai mare decât mine. E această trecere permanentă de la slăvit să fie Domnul, mi-a ascultat rugăciunea, la unde-i Dumnezeu? A rămas un copil, încerc să-l îmbărbătesc. Mi-am dat seama că am făcut greșeli la începutul relației mele cu ele, el. Pentru că ce făceam eu la început? Îi spuneam, dar fii atent ce spune Domnul în capitolul, versetul. Și ăsta, în loc să fie ajutat, spunea, tu, tot ce faci este să-mi dai cu Biblia în cap. Și eu nu înțelegeam, dar ce trebuie să-ți fac om bun? Că eu asta fac. Citesc scriptura, înțeleg ce spune Dumnezeu, zice: Nu, eu am nevoie să mă asculte cineva. Pentru că în copilăria lui n-a fost cine să-l asculte. Și acum, la 60 și ceva de ani, încă tânjește după a-l asculta cineva. Ei, dragii mei, eu cred că noi, credincioșii, avem, avem un har pe care ne-l dă Dumnezeu, să cunoaștem adevărurile acestea din scripturi. Și să acceptăm pe oameni, pe copiii noștri, așa cum ne-a acceptat pe noi Dumnezeu. Pentru că asta duce implicit la a avea o părere corectă despre noi. Roman, capitolul 12, versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi: Să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Ca părinți suntem chemați să-i ajutăm pe copiii noștri să dezvolte o părere corectă despre ei, o imagine sănătoasă, să nu, fie, să nu se considere nici buricul pământului, dar nici niște copii umpluți de complexe de inferioritate, ci să știe cine sunt ei. Probabil că ați auzit povestea studentului, fostului student care se întoarce la profesorul lui și îi spune, domnule profesor, am eșuat. Și acesta ia un inel destul de scump, îl dă și zice, du-te, te rog, în piață și mergi de la chioșc la chioșc și vinde-l cu 100 de euro. A dus băiatul, se întoarce dezamăgit, nimeni n-a vrut să dea suma asta. Deci acum te rog să te duci la... Juvaierii care sunt specializați și vinde-l cu 1000 de euro. Surprinzător a fost faptul că primul care vorbește cu el zice, da, cred că merită 1000 de euro, dar nu i-am acum. Dacă proprietarul mai poate aștepta, sunt interesat. Ca același lucru sau răspunsuri asemănătoare să primească și de la alții. Confuz se întoarce la profesor și îl întreabă, nu înțeleg. Am vrut să-l vând cu 100 de euro la chioșcurile din piață, nimeni nu mi-a dat, iar cei de la uh, magazinele specializate sunt gata să-mi dea 1000 de euro. Iată răspunsul profesorului. Depinde pe cine întrebi despre valoarea acestui inel. Dacă îl întrebi pe un chioșcar care nu știe, va spune că 100 de euro e mult. Dacă îl întrebi pe un specialist, va spune că o mie de euro nu-i mult. Dragii mei, noi trebuie să le dăm copiilor noștri o imagine sănătoasă despre ei. Ei, ca orice om de altfel, sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Au o valoare foarte mare. Nu doar atât. Dar pentru copiii noștri, cum de altfel și pentru noi, Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos să moară la cruce. Și a fost plătit un preț incomensurabil, sângele lui Iisus Hristos. Și în ochii lui Dumnezeu, noi avem valoare. Copiii noștri au această valoare. De fapt, atunci când Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat cu niște nevoi în noi, cu nevoia de semnificație, Nevoia de comunitate și apoi nevoia de comuniune pe verticală cu Dumnezeu. Și când înțelegem că aceste nevoi pot fi împlinite în El și cu relații sănătoase unii cu alții, ne așezăm pe o temelie care ne poate da o valoare corectă despre noi înșine. Așa că, până la urmă, fiecare copil trebuie tratat, educat și disciplinat conform cu unicitatea lui. Mă întorc la versetul cu care am deschis, Proverbe 22, versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Eu am înțeles versetul ăsta mult timp cam așa. Ia Biblia și învață-l pe copil Biblia, du-l la școala duminicală, du la biserică, du la slujbe și când va fi mare, va rămâne un om credincios. Așa am, așa am înțeles o versetul ăsta. Dar dați voi să vă atrag atenția asupra lui că s-ar putea să fie o altă nuanță acolo care merită luată în calcul. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, drumul lui unic, în acord cu cum l-a croit Dumnezeu, și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Cheia este, de fapt, aici, în calea pe care trebuie să o urmeze. Asta nu înseamnă că noi trebuie să ne lăsăm copiii să-și facă de cap. Nici de cum. Nu asta vreau să transmit. Ci cum va trebui să țin cont de personalitatea copilului. Dar sunt unii care sunt foarte orientați spre sarcină. Alții care sunt foarte orientați spre relații. Sunt unii foarte aplecați spre detalii. Sunt foarte structurați. Alții sunt foarte nestructurați. Au înclinații diferite. Nu poți să-i tratezi pe toți copiii la fel. Trebuie să descoperi calea pe care trebuie să urmeze copilul acela, ținând cont de modul în care l-a creat Dumnezeu, înclinațiile lui, abilitățile lui, interesele lui, modul în care Dumnezeu l-a creat. Mă întorc la copiii mei, spre exemplu. Când cel mare urcă cu mine în mașină, n-apucă să închide ușa și îmi spune, ai văzut ultimul uh, podcast al lui uh, 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 Peter uh, Jordan? Nu l-am văzut și începe să-mi povestească. Când intră cel mic cu mine în mașină, îl întreb ce face Remus. Bine. Peste jumătate de oră îl mai întreb o dată, că între timp nu mi-a mai spus nimic. Ce faci, Remus? După cum ți-am spus prima dată. Bine. Na, ce mă fac eu că sunt foarte diferiți? Unul e foarte vocal, exprimă ușor, celălalt, și acum mă întorc la copilăria lor. Cel mic, nu mi-am dat seama atunci, orice găsea în casă, demonta și monta. Țin minte că, mă rog, nu-i place când îi spun povestea asta, m-am dus cu el când avea vreo 5 ani într-un magazin și a ținut morțiș să-i cumpăr o mașinuță din metal, dar de proastă calitate. Eu știam ce urmează, demontarea ei până ajung la parter. Și am spus, Remus, nu ți-o cumpăr ca ai o groază de mașinuțe acasă. Mă rog, este o perso persoană foarte persuasivă, m-a convins în văzul tuturor că trebuie să o cumpăr și na, am cedat psihologic și am cumpărat-o, mai ales că nici nu costa mult, ceea ce s-a și întâmplat. Până am ajuns la parter, era desfăcută toată în toate bucățile. Deci, știți cine? Noi am terminat acum doi ani, în sfârșit, sala mare în care ne adunăm a bisericii să. Știți cine s-a ocupat de toată partea de multimedia? Cine a tras kilometri de cabluri băgat pe burtă în cele mai mici spații și a găurit toate grinzile care era posibil și a făcut toate conexiunile și a făcut toate studiile, ce echipamente trebuie cumpărat. Băiatul care îmi demontat totul când era mic. Dumnezeu a așezat ceva în el. Eu n-am priceput la vremea aia. N-am priceput că de fapt el nu este împlinit prin vorbele pe care le spune. El este împlinit prin ceea ce face cu mâinile și cu capul. Dacă astea două le pune împreună, ei, calea lui nu poate fi calea celui mai mare. Nu poate fi calea fetei mele, da? Eu cred că vecinii noștri știau toate cântările de la biserică. Pentru că ea ori de câte ori își făcea duș, cânta. Era casa plină de veselie. Asta era fata noastră să-i cer fetei mele să fie ca cel mic și să-i spun tu trebuie să mergi pe calea ăstuia mic? Nu merge. Dar e important ca părinte să fim sensibili la modul unic în care Dumnezeu ne-a creat copiii noștri. Nu știu dacă sunt întrebări și trebuie să mă opresc mă un pic să nu pierd pierdem vedere și detaliul ăsta numai două. Asta ce înseamnă, e de bine? Sau? Ok, o să mă opresc dacă reușesc și la întrebările alea. Să închei bucățica asta cu proverbe capitolul 22. Dar nu îi lăsăm pe copiii noștri să-și facă de cap. Ținem cont de personalitatea lor. Îi educăm în funcție de inclinațiile lor, de abilitățile lor. Și în felul acesta ne asigurăm că transmitem faptul că îi acceptăm. mi amintesc povestea unui, și cu asta închei bucățica asta, unui băiat care acum este implicat într-o oarecare slujire, într-o anumită zonă a țării, care a crezut că totul este în regulă cu el. Până când, la un moment în care s-au rugat unii cu alții, băiatul începe să dea pagină după pagină în trecutul lui, și iată ce l-a marcat. Este o seară. E îngenunchiat lângă pat. Rostește rugăciunea tatăl nostru. Se potignește pe la jumătatea ei. Și tata îi dă o palmă și zice Nu ești în stare nici rugăciunea tatăl nostru să știi. Frații tăi o spun atât de bine. Ceva s-a rupt în acest copil. Tot timpul s-a comparat cu frații lui. Tot timpul s-a văzut inferior fraților lui, pentru că la un moment dat, el a zis, a perceput, chiar dacă n-a știut să articuleze decât mult mai târziu, de fapt, el nu a trăit acea experiență în care să fi fost acceptat de tatălui, chiar dacă la acel moment n-a știut să rostească această rugăciune atât de bine. Bun, mă opresc aici la punctul 2, mai avem câteva și încerc să vedem. Ce spun întrebările dumneavoastră? Dacă adolescenții nu se conformează așteptărilor și încredințărilor, decât după transformare, trebuie să le permitem să slujească sau doar după transformare? Fău, ce întrebare bună! Depinde ce slujesc. Cred că sunt lucruri unde nu trebuie să fie spirituali, dar acolo unde trebuie să fie spirituali, nu cred că ar trebui să slujească. Adică în înțelegerea mea, nu cred că ar trebui să fie în echipa care conduce pe alții în închinare dacă nu s-au întâlnit cu Domnul, pentru că la ce îi conduce? El nu are experiența întâlnirii cu Domnul și nu l-aș încuraja să se implice acolo. Dar poate sunt chestiuni administrative pe care le poate face și care... Nu știu cum a fost dumneavoastră, dar eu în perioada adolescenței copiilor mei am vorbit cu toată lumea încercând să implic în, ce, în câte ceva ca să rămână conectați cu biserica. Spre exemplu, iar mă, mă vulnerabilizez. Când cel mare avea vreo 16 ani, mă rog, visa multe. Și mi-am dat seama că nu visează ceea ce cred eu că Dumnezeu ar vrea. Și am vorbit cu un frate de-al meu și am spus, auzi, nu vrei să-i strângi în vara asta pe adolescenți să cânți cu ei, să cântă la instrumente. Ceea ce s-a întâmplat o săptămână, deci biroul meu era la parter și ei se întâlneau la etajul 1 și cântau. După o săptămână, îmi zice, fratele meu, s-au reglat, că cu el am vorbit, s-au reglat, s-au realizat niște relații atât de bune între ei, încât nu cred că trebuie să mai stau ei cu ei. De acum vor veni zi de zi toată vara la biserică și vor cânta. Dar ce credeți că cântau? Era un zgomot care mai târziu s-a transformat în muzică, dar în perioada aia era doar zgomot. Și eu mi-am pus mâinile în cap și am spus, e capul meu, ce o să se întâmple? Cu atâta zgomot. Dar într-o zi s-a făcut liniște în mijlocul zgomotului. Și aveam pe o soră din Australia care a stat cu noi 20 de ani și zice, m-am dus la mansardă și în dreptul etajului 1 noi aveam un perete care era mare majoritate din geam, zice, și am văzut pe băieții voștri în genunchiați, se țin de umăr unul de altul și se roagă unul pentru altul. Eu m-am așezat pe scaun și am spus, era și băiatul meu acolo? Ce da. Wow. Doamne, dacă gălăgia asta se transformă în închinare într-o zi, tot ar fi superb. Și slavă Domnului că s-a transformat. Dar nu poți să nu accepți că este o perioadă de gălăgie, de zgomot, de când te rogi, când inima ți friptă, când aștepți cu nerăbdare să facă Dumnezeu ceva. Uh, nu știu dacă am răspuns, uh, să zic, pe măsura așteptărilor dumneavoastră, dar aceasta e perspectiva mea. Implicații în chestiuni care nu sunt spirituale, ca să fie conectați cu Biserica, dar nu le dați slujiri spirituale. Cum scap de frica de a nu perpetua problemele tale emoționale, rând de caracter? din trecutul în, în, în copilul tău. Din trecut în copilul tău. Vrem, nu vrem, aducem trecutul cu noi, să știți. Eu, spre exemplu, mă regăsesc câteodată că fac anumite lucruri care nu mi-au plăcut la tata, dar le fac. Sau soția mea zice am strigat într-o zi în bucătărie exact ca mama. Și niciodată nu mi-a plăcut când a strigat mama. Dar Rănile pot fi mult mai grele, eu cred că trebuie să trecem printr-un proces de vindecare și noi ca părinți trebuie să conștientizăm uh, traumele pe care le avem și să căutăm oameni evlavioși care umblă cu Domnul, care ne pot ajuta în procesul vindecării și restaurării. Eu vă recomand o carte pe care noi o folosim, se numește Libertate în Hristos de Neil Anderson. El are de fapt câteva cărți care mi se par foarte bune și care ne pot ajuta în procesul acesta al vindecării de trecut. Sau leac pentru suflete vătămate. Este o altă carte care mie mi-a plăcut foarte mult. Sau, uh, cum îi zice, Larry Kreb, Connecting People, nu știu exact cum e în românește, reconectarea sau interconectarea -ul cum îi zice, interconectarea umană, ceva de genul ăsta. Sunt cărți care ne pot ajuta, dar avem nevoie și de oameni mai maturi, spirituali, care să ne conducă în procesul acesta al vindecării interioare. Cum pot conlucra liderii de tineret cu părinții copiilor, adolescenților în creștere și dezvoltarea lor? Trebuie să conlucreze, părerea mea, foarte mult până la urmă nu liderii de tineret ne cresc copii, ci noi, părinții, creștem. Liderii de tineret trebuie să fie un sprijin pentru noi, dar nu-i responsabilitatea lor cea primară și eu cred că o relație bună cu liderii de tineret pot face o treabă excepțională. Eu vă sugerez să vă întâlniți cu liderii de tineret, să povestiți cu ei, să vedeți să vă vedeți copiii și prin perspectiva lor și să creați poate împreună, nu știu, planuri de dezvoltare personală, dacă nu spun mai mult, nu spun prea mult, pentru a-i ajuta, pentru a-i asista pe copii. O tânără care are, să zicem, 25 de ani necăsătorită, dar care lucrează și se întreține singură, nu mai stă cu părinții, se află încă sub autoritatea pământească, a, părintească, scuzați-mă, Păi vorbind de autoritate, eu nu cred că Biblia ne învață să exercităm o autoritate dictatorială, trebuie să-i ajutăm pe copiii noștri să-și să dezvolte aripile, să zboare. Într-un anume fel, la 25 de ani ești sub autoritatea lor, dar nu mai ești sub autoritatea lor. Adică dacă ești prea dependent la 25 de ani de părinți, s-ar putea să nu străiești viața ta. Să trăiești viața altora. Dacă ești rebel împotriva părinților, dacă ești răzvrătit, dacă ești înceartă cu ei, spunând că ăsta e modul în care tu îți exprimi autoritatea, cred că este foarte nesănătos. Trebuie să existe acel echilibru. Eu constat așa, tatăl meu nu mai trăiește, dar când câte un, câte un frate, o soră din biserică ar vrea să-mi transmită mie ceva și nu prea reușesc, se duc și vorbesc cu mama mea. E foarte interesant. Și mama îmi zice, știi, uite, ai făcut treaba aia foarte bună la biserică, dar, mă rog, mama mea este o mare diplomată, deci ea când mă sună, niciodată nu spune pentru ce mă sună. Deci am mă întreabă despre una, despre alta și undeva în mijlocul conversației strecoară chestiunea aia pe care i-a spus-o, nu știu cine, o anumită plângere pe care o are cu privire la mine și... Da, pentru că o respect pe mama, da, am 61 de ani pentru cei care nu știți, nu sunt sub autoritatea ei, da, dar pentru mine contează ce zice ea câteodată. <laughs> nu chiar de fiecare dată, da? Uh, care este vârsta de la care considerați că se pot implica copiii în departamentele care nu au rol administrativ? Ce am citit rău? A, care, ah, care au rol administrativ. Orice vârstă, părerea mea, când pot face ceva. Când sunt responsabil și nu stric acel ceva. Nu cred că am o vârstă aici. Ori, oricând pot face ceva. Dacă poți strânge bani că sunt mici și de la alți copii pentru misionari, eu îi încurajez să facă lucrul ăsta. Cum putem să-i facem pe copii să simtă că iubim? O să-ți răspund la întrebarea asta mai târziu. Sunteți de acord cu afirmația că până la 12 ani ești părinte mai puțin prieten? Asta nu înseamnă să fii doar autoritar, dar să nu fii prea permisiv. Eu cred că trebuie să fii mai mult decât părinte până la 12 ani. Copilul trebuie să te simtă aproape. Oricum până la 12 ani dacă ești tătic, ești pe pedestal. După aceea urmează dărâmarea lui. Adică până la 12 ani nimeni nu i ca tata, tata e cel mai deștept, cel mai descurcăreț, e cel mai bun părinte de sub soare. Pe la 13-14 ani se fisurează un pic postamentul statuiei, la 16 ani se intră cu buldozerul, tată ca al meu depășit, nu cred că mai există sub soare, slavă Domnului că după aceea vine reconstrucția uh, și se face o piramidă în loc de statuie din tata, că într-adevăr înțelept ca tata, nu prea cred că am mai avut pe cineva. Cred că trebuie să luăm pauză și mai răspundem la întrebări. Ok, mulțumesc tare mult. Cineva ne spune cum e cu pauza ce Ok, mai puteți? Sper după cafea, ceai și sandviș o discuție bună, iar soarele care este superb astăzi, să fi căpătat ceva resurse suplimentare să mai rezistăm. Ok, ne-am uitat la două aspecte, două principii. Vreau să mă mut acum la cel de-al treilea principiu care privește creșterea copilului după afirmare, acceptare, aprecierea copiilor, transmiterea unui sentiment al semnificației. În timp ce acceptarea despre care am vorbit le dă o temelie solidă, acea siguranță care vine dintr-o relație puternică cu părinții, aprecierea îi poate, poate deveni cumva piatra din capul unghiului, ca să folosim o expresie biblică. Acceptarea tinerilor le comunică faptul că. Simpla lor existență contează. Tu contezi pentru mine ca, tată, ca tatăl tău, da? Aprecierea le comunică faptul că ceea ce fac contează. Și atât deodată că este important ceea ce sunt și ceea ce fac. Și trebuie să le comunicăm lucrul acesta. Au valoare, realizările lor sunt importante, sunt importante în ochii noștri. Îi spuneam în pauză fratelui Relu, băiatul meu cel mai mic în clasa 1 a avut așa o dezamăgire cumplită. L-am dat la o învățătoare care, mă rog, ne-a fost recomandată de cineva din biserică, dar era de o anumită modă, adică pentru ea scrierea caligrafică însemna totul. Băiatul meu nu avea treabă cu scrierea caligrafică. Mă rog, nici acum nu cred care. <laughs> și când a ajuns evaluarea la sfârșitul anului, eram și eu acolo cu el, m-am dus să-l susțin în clasa întâia. Și am văzut, a strigat pe 1 FB, 2 FB, 5, 16 FB. Și Remo zice, cred că la sfârșit o să fiu și eu tot la FB. N-a fost la FB, simplu motiv, că nu a scris frumos. A vă să seama ce tramă a fost în sufletul lui de copil, momentul ăla? Și a trebuit să o compensăm noi ca părinți, să-i spunem, uh, ok, Remus, și dacă nu scrii frumos, tu demontezi mașini frumos <laughs> și le pui înapoi frumos, tu ai alte lucruri unde excelezi. Mesajul pe care îl primesc copiii este, eu chiar contez pentru cineva. Eu chiar am valoare în ochii cuiva. Părinților le place să mai aibă în preajmă. Părinții mei se simt mândri de mine. Ei, dar aici vreau să fac o observa observație. Dacă mergi prea departe cu acceptarea, fără să ții echilibru între acceptare și apreciere, s-ar putea copilul tău să dezvolte un comportament greșit. Dacă oferi prea multă apreciere, s-ar putea atunci el să treacă la. Să ajungă la performanță. Când exprimăm aprecierea față de copil, noi comunicăm copilului că este valoros. Sentimentul de semnificație. Vă amintiți ce spune Dumnezeu Tatăl despre fiul său? Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 17. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit. Asta e declarația lui Dumnezeu despre Fiul Lui. În care îmi găsesc toată plăcerea. Cred că putem învăța ceva de aici. Tatăl îl apreciază pe Iisus în fața tuturor. Mulțimile sunt acolo la Iordan și Dumnezeu comunică cine este Iisus pentru el, cine este fiul, lui, fiul său pentru el. Așa că semnificația... Este sentimentul sau gândul că tu ai făcut sau ai spus ceva valoros. Câteodată trebuie să căutăm acel ceva valoros la copiii noștri și să-l spunem: Când fac rău, îi disciplinăm, dar atunci când fac bine, noi care i-am disciplinat, trebuie să le spunem că au făcut bine. Am aici un. Test, o radiografie, sunteți pregătiți să dați? Relația noastră cu tata, am spus, este foarte importantă și suntem ceea ce suntem și de modul în care s-a reflectat această relație. Și acum eu vreau să vă invit să facem o radiografie. Cine sunt eu? Sunt valoros? Trebuie să fiu exact ca tine, ca tata, să am semnificație sau sunt eu competent, sunt capabil, fără a avea fiecare dintre noi identitatea Tatălui Ceresc, fără să știm cine, sunt, cine suntem din perspectiva lui Dumnezeu, s-ar putea să ne lăsăm definiți de circumstanțele din jurul nostru. Și atunci vom fi ceea ce spun alții. Nu vom avea echilibrul la acela la interior. Asta ne va face foarte vulnerabili în fața anturajului și nu vom ști probabil niciodată să răspundem cu adevărat cine suntem. Haideți să ne uităm la tabelul următor. Și vreau să vă uitați, să vă faceți fiecare dintre dumneavoastră radiografia. Reușiți să citiți până acolo în spate? Dacă nu vă invit mai în față? Dați-vă o notă de la 1 la 5. 1 înseamnă foarte slab sau deloc, deloc adevărat, adică nu e adevărată deloc afirmația aceea, iar cinci înseamnă este foarte adevărată, da? Și haideți să ne dăm o notă. Mă simt un ratat. Dați-vă o notă între 1 și 5. E foarte adevărată afirmația 1, nu este adevărată deloc, 5 sau între. Cu cât răspundeți mai repede, cu atât răspunsul e mai bun. Cu cât întârziați, cu atât dați răspunsul pentru altcineva care nu e în sală de obicei. Mă compar adesea cu alții? Dați-vă o notă. Ar fi bine dacă le-ați putea scrie, pentru că după aceea vreau să ofer posibilitatea soțului și soției sau să vă găsiți un partener, să povestiți un pic despre asta. Uneori mă urăsc pe mine. Nu îmi place trupul meu. Nu sunt fericit cu personalitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Nu îmi plac darurile și abilitățile cu care Dumnezeu m-a înzestrat. Nu cred că valoresc prea mult. Sunt mult mai mult conștient de slăbiciunile mele decât de punctele mele forte. Deseori am impresia că dacă ar ști alții cum sunt cu adevărat, m-ar respinge. De multe ori îmi, plac niște, îmi pun niște măști pentru a fi acceptat și integrat cu cei din jur. Ok, puteți să le adunați pe verticală, câte aveți de unu, câte aveți de doi, câte aveți de trei și așa mai departe. Și acum, haideți să ne luăm puțin timp, să răspundem la două întrebări unde ai, unde vezi tu resursele Tatălui? Și unde îți lipsesc? Sau îți puține? Haideți să ne luăm două minute. Asta e un exercițiu individual. Ne gândim la noi, la relația noastră cu Tatăl nostru. Unde văd eu resursele Tatălui? și unde îmi lipsesc sau sunt mai puține. Okay, și acum ce dacă vă întoarceți spre partenerul dumneavoastră, dacă este aici sau alături de altcineva cu care sunteți și încercați să vedeți care e cel mai semnificativ gând pentru tine în urma răspunsurilor pe care ți le-ai dat. Și cum crezi că afectează identitatea ta, ceea ce ești astăzi? Cum este afectat de răspunsurile pe care le-ai dat? Haideți să ne luăm 5 minute povestim între noi ne ascultăm unul pe celălalt împărtășim doar cât considerăm noi mulțumesc cât considerăm noi că este potrivit pentru noi cu siguranță necesită mult mai mult timp să reflectăm asupra acestor întrebări. Vreau să vă spun ceva din viața mea, da? Eu sunt uh, cel mai mare din cei 10 despre care tot v-am povestit și da, am crescut într-o familie de oameni credincioși, temători de Dumnezeu, care au vrut să se asigure că nu îmi vor crește coarne dacă mă laudă. <laughs> și nu mi-au exprimat asta niciodată, da? Eu cred că erau foarte bucuroși de noi, ca și copii, mai ales atunci când am luat decizia de a urma pe Domnul, dar așa au crescut ei. Asta a fost mediul în care, poate în mod indirect, au primit de la părinților, de la generațiile trecute, n-am nimic ce să le condamn, pentru că dacă știau altfel, făceau altfel. Dar îmi amintesc că aveam vreo 21 de ani, probabil, eram pe faleza Dunării cu un grup de tineri din Suceava. Și cineva din grupul l-am zice, uite, eu l-am auzit pe tatăl tău spunând că el crede că tu faci o treabă foarte bună, că predici și îi place cum predici. Eu m-am așezat pe bordură și am zis, nu cred că tatăl meu crede așa ceva despre mine. Nu mi-a zis niciodată asta. Nu cred. Zice, da, eu l-am auzit. Crede asta despre, despre tine. Mă rog, m-am vindecat, să nu înțelegeți că vă folosesc ca să mă autoconsiliez acum, având atâta mulțime aici. N-am nimic ce să-i condamn, dar dacă vorbiți cu fratele meu, care e cu 13 ani mai mic decât mine, el o să vă spună că el a avut impresia că eu am avut alți părinți decât el, pentru că am fost primul și mi s-a acordat mult mai multă atenție decât el al șaptelea. Și era un băiat rătăcit printre fete pe acolo. Uh, Ocupați, părinți, responsabilități. Cei care au crescut copiii înainte de 89, cred că știți că vremurile n-au fost deloc simple, au fost chiar complicate. Numai să crești copiii, să le porți de grijă, să-i dai la școală și apoi toate responsabilitățile de la biserică, percepția lui a fost diferită. Pe ce l-am mormântat pe tatăl meu, uh, Mă rog, au fost mai multe coroane acolo și a fost un lucru pe care eu nu l-am perceput. Una dintre surorile mele a rămas acolo să așeze coroanele și a luat coroana, prima coroana a fost coroana de la templu, templu, așa se numește biserica unde tata a apostolit și a pus-o prima și a ascultat ce a spus sora mea printre lacrimi, punând coroana acolo. Ce voi sunteți cei care mi-ați furat tatăl. Eu n-am avut tată din cauza voastră. Au, oh, când am auzit asta, m-a durut tenor. Ce tata a petrecut mai mult timp cu voi decât cu mine. Nevoile voastre, urgențele voastre au fost mai mari. Și asta a fost durerea ei pe care și-a exprimat-o în acel moment, la, la mormânt. Așa a știut ea, în acel moment Ok, nu știu ce trăire aveți Nu știu cât v-am provocat cu povestea asta Dar Toți suntem un complex da? De chestiuni frumoase Și mai puțin frumoase Și slavă Domnului Că prin harul său Împlinirea noastră este dată de cine Ne vede Dumnezeu Cine ne socotește El al patrulea principiu, aș vrea să trec la el, afecțiunea, transmiterea unui sentiment al iubirii. A, copiii, a fost o întrebare la care n-am răspuns, sper să răspund aici, copiii trebuie să primească acest mesaj că sunt iubiți. Ioan, capitolul 15, versetul 12, aceasta este porunca mea, zicea Domnul Isus, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Atunci când le arătăm afecțiune copiilor, noi le, dăm, le transmitem sentimentul acela că sunt ușor de iubit. Mesajul pe care îl percepe copilul, wow, cineva mă iubește, sunt vrednic de a fi iubit. Cineva spunea că putem sau ar trebui să exprimăm către copiii noștri cam de 10 ori pe zi că iubim, spunându-le lucrul acesta. Sau. Îl îmbrățișăm, îl sărutăm, îl atingem pe umăr, îl mângâiem pe obraz, îi spunem, mă bucur de tine, ești copilul meu. Gândiți-vă, vă rog, la următorul lucru. Primele nouă luni din viața noastră suntem peste tot înconjurat de mămica. O auzim când cântă, când plânge, când se roagă, când comunică, suntem acolo. Dar trăim alături de mămică tot. Peste tot suntem copleșiți de prezența ei. Ne naștem. Venim în această lume și are loc tăierea cordonului ombilical. Și care e primul lucru pe care îl face un copil când vine în lumea asta? Eu n-am asistat la nicio naștere, că așa era înțelegerea celor din spitalele noastre, dar înțeleg de peste tot că se dă și o notă la cât de mult plânge, strigă un copil, da? A intrat în această lume și, deodată, s-a rupt de mama. Și afecțiunea, protecția, îmbrățișarea mamei nu mai este acolo. Ei, imaginea asta a mamei care, se, care hrănește pe copil ținându-l la pieptul ei, alăptându transmite copilului ceva foarte puternic. Purtare de grijă, iubire, afecțiune protecție, siguranță. Este o imagine extrem, extrem de sănătoasă. Cu mai mulți ani în urmă, nu mai știu cât să fie, 15, poate 20 de ani în urmă, eram pe mașină și ascultam un reportaj ținut la unul din radiourile noastre de către cei de la BBC cu privire la copiii pe care i-au înfiat familiile din Marea Britanie, din orfelinatele din România. Și comentariul lor era acesta. Nu înțelegem de ce, după 8-90 10 ani de stat în casele noastre, au primit tot ce au avut nevoie: hrană, îmbrăcăminte, casă, dragoste, copiii au un comportament anormal. Și au urmat trei persoane care și-au dat cu părerea cu privire la această situație. Au fost niște medici psihiatri. Și niște psihologi Nu mai știu să vă spun raportul câți erau Și ce-am reținut eu din povestea aceea Îmi pare rău și acum când am înregistrat-o Nici nu eram pregătit să o fac Este următorul lucru Ei spuneau cam așa Când un copil se naște Circuitele neuronice Nu sunt Acum limbajul meu nu e medical Așa că cei care sunteți în domeniu O să puteți explica mult mai corect și mai bine Dar Cumva, circuitele neuronice nu se lipesc decât. Pardon, nu sunt lipite când se naște. În primele 16 luni de viață, aceste circuite se lipesc. Dacă un copil are parte de afecțiune, atunci circuitele astea se lipesc normal. Și acum urmează ceva care pe mine m-a tulburat foarte mult. Dacă în primele 16 luni de viață Copilul nu are parte de iubire, de afecțiune, oricum se vor lipi acele circuite, dar se vor lipi nesănătos și procesul este irreversibil. Nu mai poți face nimic să schimbi circuitele. Așa se face că, atunci când copiii de până la șase luni au fost înfiați, adoptați din, de aceste familii din Marea Britanie s-au recuperat mult mai repede în ciuda problemelor pe care le-au avut atunci când au fost adoptați. Așa că să nu subestimăm niciodată puterea unei îmbrățișări. Îmbrățișați-vă copiii de câte ori doriți. Pe zi, da? Spuneți-l în felul acesta că iubiți. Când ai un adolescent, s-ar putea să fie greu să-l îmbrățișezi, nu? Că pare că au crescut niște, nu știu, calarici ceva, da? Și nu știu exact pe cine îmbrățișești și apoi ți se pare că e o mare, nu-i așa? E cât tine, chiar mai înalt decât tine. Și te întreb, are chiar mai are nevoie băiatul ăsta, fata asta mea de îmbrățișare din partea mamei sau din partea tatălui? Răspunsul este da. Uh... Pentru că dacă copilul se înstrăinează de mine, își va face prieteni în altă parte. Și dacă nu va găsi iubirea după care el tânjește la mine, atunci o va găsi la colegul care îl învață cum să fumeze, cum să bea, cum să se drogheze, să oferească Dumnezeu orice altceva. Iată un studiu făcut la Școala Medicală Johns Hopkins. Au studiat peste 30 de ani. 1377 de studenți la medicină ca să afle o cauză comună pentru cinci boli. Pentru bolile de minte, de hipertensiune, tumorile maligne, bol de inimă și sinucidere. Și s-au întrebat: E posibil să fie o cauză comună pentru bolile acestea? Și iată răspunsul pe care ei l-au găsit în urma acestor cercetări. Lipsa unei relații strânse cu părinții a fost cauza cea mai importantă pentru cele cinci boli. A, pentru mine e tulburător când văd statistica asta. Iată un personaj foarte cunoscut de toată lumea, Michael Jackson. El a ajuns ceea ce a ajuns pentru că a avut o anumită relație cu tatălui. Da, în imaginea următoare, el și tatălui. Și iată ce spune el, cuvintele rostite de tatăl meu încă de la primii ani, pe când învăța să cânte. Eu nu sunt tatăl tău, eu sunt managerul tău. Să nu uiți niciodată acest lucru. Asta a zis tata, în timp ce îl învăța să cânte. Și ascultați ce spune el mai târziu. Un tată a fost tot ceea ce mi-am dorit. Un tată care să-mi arate că mă iubește. Iar tatăl meu nu a făcut niciodată acest lucru. El nu a spus niciodată: Michael, te iubesc. Poate că avea alt destin. Poate că ar fi cântat altă muzică. Poate că ar fi influențat altfel generațiile dacă tatălui s-ar fi raportat diferit la el. Și acum haideți să ne amintim câteva lucruri. Copilul este învățat să vorbească cum? Vorbindu-i se. Eu am un nepoțel de 2 ani care cum încearcă să articuleze. Am vorbit ieri cu el la telefon. N-am înțeles nimic din ce mi-a spus. Dar mi-a vorbit. Da? Seamănă cu taixul, că e din partea primului copil. Da? Ăla care că vă spuneam când urcă în mașină, primul lucru mă întreabă dacă am urmărit nu știu ce podcast pe care el l-a analizat. Da, vorbește. Nu spune ex, uh, uh, inteligibil pentru mine nimic, dar vorbește. Și apoi învață să iubească fiind iubit. Da, când dintr-o în casă, dacă e la noi, fuge din orice colț al casei și se aruncă în brațele mele. Mă rog, e mai ușor la... cu bunicii alt statut. Cei care suntem bunici ca mine, înțelegeți asta. Vorba cuiva, dacă știam că e așa de bine, începeam cu ei. Uh părinții au probleme cu noi bunici, nu? Că a, voi toate mofturile le faceți. Păi, zice că dacă ești primul copil într-o familie și încă mai trăiești, ăsta e numai harul lui Dumnezeu, pentru că părinții tăi n-au avut nicio idee cum să te crească, pe tine au învățat. Da? Păi când am avut copiii mei, am învățat pe ei. Acum deja sunt specializat, da? Și mai e un mare avantaj. Când se plictisesc la noi și oboseala și spune cuvântul, îi dăm părinților și pleacă acasă. Și noi suntem liniștiți și din acest punct de vedere e superb. Dar mi-amintesc când copiii mei erau mici și veneam acasă, veneau toți de peste oriunde și săreau peste mine, ca să nu vă spun că câteodată mai dădeam și în mintea lor și făceam trânte în sufragerie cu ei, mă lăsam bătut de ei. Și ei își amintesc acele momente când se băteau cu mine, cu ghilimele de rigoare, și mă învingeau, da? Învață să iubească iubindu-i și învață să aibă credință printr-o relație apropiată cu el. Am aici câteva imagini care urmează, care sunt tulburătoare, dar vreau să vă întreb, înainte de a le da drumul, ce simțiți când vedeți imaginile astea și ce vă comunică imaginile astea? Respingere? Puh, nu vreau să am de-a face cu ei. Știți cine sunt ăștia? Sunt câțiva băieți care au fost la o conferință într-un liceu și au venit acolo și au făcut scandal în prima parte. Când au auzit despre o tematică ca cea pe care o avem noi, la sfârșit s-au dus la. Cel care vorbea și le-a spus așa, vă rog frumos să îmbrățișați-mă, tatăl meu nu mi-a spus niciodată că mă iubește. De fapt, copiii ăia strigă după apreciere. E un gol atât de mare în sufletul lor, încât caută ca prin modul exterior în care se prezintă să atragă atenția asupra lor. Este o durere acolo. Și poți să te transformi în cineva care doar să-i condamne sau să fii medicul, dacă Domnul îți dă harul acesta, care să-i conduce la Hristos și într-o zi să-i vezi îmbrăcați normal. Pentru că ei nu se pot întâlni cu Hristos și să rămână aceiași. Viața lor va fi radical transformată. Dar aia comunică un strigăt foarte puternic. Vă mai dau un exemplu negativ și foarte orât. Fondatorul revistei Playboy, cât rău a putut face omul acesta omenirii, câte minți a distrus, câte suflete. Iată ce spune el. Știu că mama mea m-a iubit, dar nu a arătat-o niciodată. Așa că am învățat despre dragoste din filme. Și când înveți despre dragoste din filme, asta vei face, pentru că filmele n-au cum să transmită adevărata dragoste. Fetele cărora le lipsește dragostea Tatălui de obicei se aruncă în relații nepotrivite în căutarea afecțiunii pe care n-au găsit-o la tatăl. Și de obicei nu o găsesc. De aceea e important să o rădăm noi. Iată povestea unei fete, Amy Fisher, la 17 ani, am pușcat o pe soția amantului ei și mai târziu ajunge actriță în filmele pentru adulți. Și iată ce spune ea. M-a aruncat pe pat și a început să-mi spună că mă iubește. Mi-amintesc de tumultul gândurilor din mintea mea, din mintea mea, unul singur, wow, acest bărbat mă iubește. Niciodată până acum nu mi-a spus un bărbat că mă iubește. În acel moment aș făcut orice pentru el. Și pentru că n-a avut afecțiunea Tatălui, iată unde ajunge fata asta. Dacă aș vorbi spune Biblia în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor dacă ar fi să parafrazăm versetul acesta dacă aș spune adevărul copilului meu dar nu i-aș arăta dragoste atunci pentru copilul meu sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor și de aici începe munca noastră ca părinți care-i multă. Și câteodată suntem dezamăgiți. Dar vreau să vă spun celor care aveți copii adolescenți să nu vă lăsați doborâți că răsare soarele și pe strada dumneavoastră. Acum e un pic de întuneric, dar vin și vremuri bune, să știți. Am găsit cu mai mulți ani în urmă o poezie care mi-a plăcut foarte mult. Poate ați auzit-o, poate ați citit-o. Vă rog, iubiți-mă inteligent, este poezia de cineva, Romulus Chalbinger, nu știu exact cum se citește numele de familie. Și iată cum spune ea. Dacă ar avea părinții ochi să vadă și sufletul le ar fi mereu atent în ochii pruncilor cu viață fadă, ar descifra mesajul cel urgent. Părinți, iubiți mai inteligent. Nu glume, nici minciuni bomboane amare, nu vreau bunici și nici televizor, nu-mi trebuie nici lux, nici îmbuibare, dar vreau să fiu al vostru, nu al lor. Eu știu că aveți profesii elevate, că sunteți la curent cu date noi, că aveți serviciu, că eu am de toate, dar fiindcă vă iubesc pe amândoi, vă spun, eu am nevoie doar de voi. Aș vrea ca jucării ochii mamei, nu ochii îndepărtați ai vreunui unchi, când ne întâlnim atrași de glasul foamei și nu pot sta la tata pe genunchi, mă simt ca o mlădiță fără trunchi. Nu vreau să fiu un deget ce acuză, găsind dolarul singur vinovat, am gând curat și inima refuză o bombă cu efect întârziat. Vreau să devin un om adevărat. De aceea vreau părinții mei să vadă, să aibă sufletul mereu atent ca în ochii mei umbriți de viața fadă să descifreze strigătul urgent. Vă rog, iubiți inteligent. Ok, mai am o, un chestionar pe care, peste care vreau să sar și trec la cel de-al cincilea principiu dacă ne mai rămâne timp, revin asupra lui. Disponibilitatea. Fă-te disponibil copilului tău. Transmiterea unui sentiment al propriei valori. Și copiii noștri sunt importanți, nu doar profesia și munca noastră. Copilul trebuie să priceapă acest mesaj. Sunt important pentru mămica. Sunt important pentru tăticul. Și când el pricepe mesajul acesta, se va lăsa modelat de noi. Iată-l pe Iisus, Matei 19, versetele 13 și 14, versete pe care le știți foarte bine. Atunci au dus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei, dar ucenicii îi certau și Iisus le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este... Acelor ca ei. Nu vă surprinde că Isus, care a venit să mântuiască lumea întreagă și a făcut timp pentru copii? Am în minte un uh, exemplu, o poveste pe care sunt sigur că unii dintre dumneavoastră ați auzit-o. Vine tata de la serviciu, copilul îl așteaptă în pragul casei și îl întreabă tată cât bani câștigi pe oră. Mă rog, asta îi zice în povestea pe care o am citit-o, care era tradusă din America, 20 de dolari. Păi ce te interesează pe tine câți bani câștig? Eu du-te în camera ta. Și în timp ce tata se duce în camera lui, se relaxează, se gândește că a fost prea aspru cu copilul lui, la un moment dat îl invită și îl întreabă, dar totuși, de ce ai vrut tu să știi câți bani câștig pe oră? Copilul se duce într-un sertar, numără câți bani are și zice, tată, dacă îmi dai diferența până la 20 de dolari și tai sunt din nou supărat, pentru ce vrei asta? Să cumpere al jucării cu care să mă implic casa și să mă împiedic de ele? Zice, nu, tată. Aș vrea să te plătesc și eu pentru o oră ca să te joci cu mine. Dacă atât câștigi pe oră, poate că m-aș bucura și eu de un timp cu tine. Dar Iisus își face timp pentru copii. Disponibilitatea noastră dă copiilor noștri sentimentele, sentimentul acela de importanță personală. Noi am crescut învățând o poezie la școală. Cei din generația mea, vă mai amintiți tatăl meu de Veronica Porumbacu? O învățam Tatăl meu zidește case, cocoțat pe schele, tatăl meu coboară în mine, tatăl meu dă țării pâine, tatăl meu străjuie în mine și îmbrăcat în halat alb în spital și tata deschide caietul la școală și eu cresc mândru lângă tata și învăț carte bine ca părinții mei să fie mândri și de mine. Și unde e relația tatălui cu copilul de aici? Este... Ilustrată relația tatălui cu munca, cu cariera, cu ceea ce îi dăm plin. Așa am fost noi învățați. A fost parte din educația noastră de la școală. Disponibilitatea noastră îi va ține pe tineri mai aproape de noi. Iată aici o statistică. 66% dintre tinerii creștini petrec mai puțin de 4 minute și jumătate în medie pe zi cu părinții, cu taților. Nu-i așa? 62% petrec în medie mai puțin de 8 minute și jumătate cu mamele lor. Unde petrec copiii noștri timp, restul timpului? Păi, la școală, cu prietenii, cu platformele de socializare, sunt acolo pe internet. Pentru copii, dragostea înseamnă timp, câteodată și pentru noi adulții. Și suntem chemați să putem lua copilul cu noi ori de câte ori putem face ceva împreună cu ei. Și să știți că și când ajung la pubertate, copiii au nevoie de prezența noastră. Așa că luați unde puteți face ceva împreună cu ei și inițiați conversații. Cu adolescenții e foarte greu să le începeți, pentru că nu prea știți de unde să le începeți, nu știți ce le place, dar ascultați-i. Puneți-le întrebările care... Uitați o întrebare pe care o am notat aici. Dacă ai putea să schimbi familia noastră, cum ai schimba-o? Dacă aveți curajul să puneți întrebarea asta, trebuie să vă țineți foarte bine de ce răspunsuri primiți, dacă rezistați. Sau, dacă ai fi tata sau mama, ce ai face în mod diferit? Sau dacă ai avea o întrebare pe care ai putea-o pune tu direct lui Dumnezeu, ce ai spune? Sau dacă vrei să vezi care sunt prioritățile lui, ce-i valoros, l-ai putea întreba dacă mâine ai avea un milion de euro, ce-ai face cu ei? Îți va spune imediat care sunt valorile lui, prioritățile lui. Iată povestea unui vicepreședinte, a unei companii foarte mari de construcții. Câștiga un milion de dolari pe an. A construit lucruri foarte importante în lume și, bineînțeles, că nu i-a mai rămas timp pentru copii, pentru familie. Consecința, aceștia s-au îndepărtat de el, iar pe patul de moarte, iată ce spune bărbatul ăsta. Am câștigat prestigiu, dar mi-am pierdut familia dacă aș fi petrecut mai mult timp cu copiii mei. M-am dus acum vreun an de zile la un la o reprezentanță a unor mașini. Acolo era o doamnă la probabil 35 de ani, o carieristă, profesionistă, care mi-a prezentat mașina foarte bun, foarte fain. Și am întrebat-o, doamnă, nu vă spați, aveți copii, cea nouă, e cariera importantă. A da, poate că și vârsta m-a ajutat, că m-a ascultat și am spus, apreciez foarte mult ce faceți, profesionalismul. Deci aproape că, dacă, aproape că, aș fi cumpărat mașina dacă aș fi avut bani. Dar zic să știți că într-o zi nu o să mai aveți cariera asta. Nu o să mai aveți un serviciu cu prestigiu. Nu o să mai aveți oameni cărora să le vorbiți cum îmi vorbiți mie acum. Nu o să vă mai asculte nimeni. Dar dacă veți avea copii și copiii vă vor da nepoți, veți avea multe de spus. Și am lăsat-o pe femeia conștient, am fost foarte conștient, i-am sucit așa un cuțit în sufletul ei și am lăsat-o pe gânduri. Da, cariera este importantă. Și slavă Domnului pentru profesiile pe care le avem, dar la urmă, la urma urmei rămânem cu familia. Da? și noi care suntem predicatori, suntem tot timpul înconjurați de oameni, suntem printre ei și asta ne poate da semnificații foarte mare, nu? Într-o zi nu vom mai fi fratele pastor, predicator, muzician, misionar, etc. Vom fi un pensionar. Nu ne va mai înconjura nimeni la sfârșitul slujbei să ne ceară păreri, sfaturi. Ne vor saluta cei care ne vor respecta și atât. Dar familia noastră va conta foarte mult. Copiii noștri, nepoții noștri vor conta enorm. Al șaselea principiu abordează lumea lor. Le dai sentimentul acela că ești interesat de lumea lor. Îți pasă de lumea lor. Și aici aș vrea să fac o afirmație. Tăticule, intră în lumea copiilor tăi când sunt mici. Ca să intre și ei în lumea ta când vei fi bătrân. Ca să nu te lase singur. Știți, poate ați văzut povestea aia cu un bărbat la vreo 40-50 de ani pe bancă cu tatălui îmbătrânit. Bărbatul tânăr citește dintr-un ziar, tata vede o vrabie și întreabă ce e asta. Și mă rog, bărbatul serios cu ziarul în mână se lasă între rău, zice o vrabie. Și își continuă cititul și vrabia pleacă și revine și tata întreabă, nu te supăra, ce este asta? O vrabie tată, ți am mai zis odată. Și își continuă cititul și vrabea vine din nou. Nu te supăra, cum se cheamă asta? Și urmează ce știm noi să spunem, adevărul fără relații, da? De câte ori să spun că e vrabe? lasă-mă că e important să văd ce a făcut prim-ministru. Tocmai citeam un articol important. Și tata zice, tu te, te rog în casă și ia jurnalul care l-am pe masă și deschide, te rog, la data D. Și spune data. Și te rog, vin aici pe mine, cu mine la banc, pe bancă și citește ce am scris eu. Astăzi am fost cu copilul meu de 2 ani și jumătate în parcul din oraș. De 25 de ori m-a întrebat ce este asta. Și de fiecare dată i-am spus cu bucurie, fiul meu este o vrabie. Dacă îți faci timp pentru copii, își vor face și ei timp pentru tine când vei fi în vârstă. Important lucrul ăsta. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5, nu se poartă necovincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu caută folosul său. Câteodată trebuie să renunțăm la ceva de la noi ca să putem să ne... Ducem spre ei. La întrebarea, ai făcut ceva împreună cu tatăl tău care să vă implice doar pe voi doi? Iată cum răspund tinerii. Aproape 62% au spus că nu s-a întâmplat lucrul acesta niciodată. Tulburător. Aproape 81% au spus că rar sau niciodată nu au făcut ceva cu tatăl lor. fă disponibil copiilor. Când mama noastră a împlinit 70 de ani, anul ăsta împlinește 80, ne-am gândit copiii ce am putea să-i facem memorabil. Mama mea este din Comănești, județul Bacău. Și am zis, pentru că am participat la foarte multe înmormântări și am auzit așa de multe lucruri frumoase, care se spun la mormântări despre tata, despre mama, se spun cu lacrimi, cu multă emoție, am luat o decizie, ne-am strâns noi toți copiii și am spus ce ar fi să-i spunem mamei ceea ce e bine să audă acum, că oricum nu ne mai aude după ce moare. Și am făcut un album în care am pus fiecare familie poze reprezentative și fiecare am avut câte un mesaj pe care l-am scris avem un cumnat care e iubitor de artă și fotografie și l-a făcut super profi și am luat-o și am dus-o la Comănești unde are o soră o zonă frumoasă de munte am strâns rudele de acolo și noi toți am făcut o masă și după ce s-a terminat toată povestea aia am scos albumul și pe rând a trebuit să citim ce am scris. A, da, vă dați seama, am plâns și noi. A plâns și ea. Au plâns și neamurile. Dar așa am hotărât că e mai potrivit să-i dăm șansa să audă ce gândim despre ea cât trăiește. Pentru că a făcut foarte multe pentru noi. Și mai face încă. Că e liantul care ne, încă ne mai adună pe toți împreună. Faceți ceva cu copiii dumneavoastră acum ca și ei să facă mai târziu. Sunt foarte egoist, așa, e un fel de târg ce vă spun eu, dar până la urmă trebuie să te gândești și la aspectul ăsta. Și ultimul principiu, pe care probabil că unii dintre dumneavoastră îl așteptați de la începutul conferinței, pentru că am spus numai ceva și numai acum spun altceva. Adică stai, parcă copiii noștri au numai drepturi până acum, nu așa? Cam așa a sunat. Darea de seamă, da, copiii noștri trebuie să învețe să dea socoteală, dar de seamă, transmiterea unui sentiment al responsabilității. Dacă le oferim copiilor doar relații, fără reguli, vom obține irresponsabilitate. Da, copiilor noștri, cred că am reușit să vă conving măcar pe o parte dintre dumneavoastră că. Trebuie să investim în relații. Dar nu e suficient. Copiii noștri trebuie să aibă reguli. Pentru a realiza o legătură autentică în relația cu copiii, trebuie să manifestăm față de ei încurajare, acceptare, apreciere, afecțiune și disponibilitate, dar în egală măsură trebuie să stabilim niște limite. Echilibru între dragoste și limite îi va ajuta să învețe ce este responsabilitatea. Sigur, limitele trebuie să fie rezonabile și anumite limite e bine să le negociez cu ei. Spre exemplu, o regulă pe care am avut-o noi când copiii au fost mai mari și au putut pleca de acasă fără asistența noastră, a fost că la ora 10 trebuie să fie în casă. Și dacă a apărut ceva care îi face să ajungă la 10 și 10, trebuie să ne scrie un SMS sau să ne dea un telefon și să ne spună că vor întârzia. Mă rog, acum sunt mari și ne spun. Și acum ne gândim câteodată la ora 10 că ar trebui să o sunăm pe tata, să-i spunem că urmează să întârziem. Da, e importantă darea de socoteală. Am întâlnit un băiat din biserica noastră, un adolescent, la vremea era adolescent. Zice, mie tata nu -mi pune nicio regulă. Dacă mă întorc la două noapte acasă, nici nu mă întreabă la ce oră ai venit. Și a făcut așa o pauză și a spus, de fapt știți ce crede eu? Tatălui meu nici nu-i pasă de mine. Dacă i-ar păsa, mi-ar spune la ce oră să vin acasă. Câteodată copiii transmit sentimentul că dacă sunt niște părinți care n-au nicio regulă, aia e adevărată viață și fericire. Faci ce vrei, te duci unde vrei, de ce să dai tu socoteală părinților unde te duci, ce faci? Nu sunt fericiți acei copii, să știți. Ei în realitate și-ar dori un tată și o mamă care să le pună niște limite rezonale, rezonabile, pentru că în acele momente le transmiți că pentru tine copiii sunt importanți, iar ei trebuie să-și asume responsabilități în viață. Când copiii învață să dea socoteală de faptele lor, atunci ei vor deveni niște oameni responsabili în societate. Dar, încă o dată, limitele le punem în dragoste, pentru că dacă lipsește dragostea, lipsește, se produce rebeliune. Iată câteva moduri pe care le pun într-un grafic, câteva moduri de a ne manifesta autoritatea față de copiii noștri, limitele față de copiii noștri. Dacă pe orizontală este susținerea și pe verticală avem regulile, mă rog, eu am în inginerie înainte de a face pastorat, așa că schița asta pentru mine vorbește foarte mult. Ai, în primul rând, posibilitatea unei abordări autocrate. Adică, uitați-vă, foarte bun la reguli, nepricepus la relații. Sunt un tată autocrat, va ține foarte mult ca toate regulile să fie îndeplinite, dar nu va oferi relații, nu va oferi susținere, sprijin copiilor. Care e de obicei reacția tânărului care crește cu un astfel de tată? Sunt două variante. Fuga, sau lupta. Depinde de temperamentul lui, de personalitatea lui. Fuga se poate retrage în lumea lui, îți spune ce vrei să auzi, la suprafață pare că totul este ok, dar în interior el dezvoltă o altă lume și în lumea aia el de fapt fierbe. Sau câteodată poate fi chiar fuga fizică, pleacă de acasă. Iar în cazuri extreme se poate ajunge chiar și până la sinucidere. De partea cealaltă sunt alții care aleg lupta. Nu, rămâi tot aici. Mânia lui se manifestă în exterior. Plânge, răspunde, obraznic, este violent fizic și verbal. Eu vă spun un lucru, din ce observ eu, oamenii foarte duri, în realitate sunt oameni foarte slabi. Nu știu dacă v-ați prins de asta. Undeva în interior ei sunt frânți. Și prin duritatea lor vor să acopere acel ceva din ei. Ok, asta este o abordare. O altă abordare este cea permisivă. Adică polo opus, da? Tare în susținere, slab în control. N-ai reguli, da? Dragoste, 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 tot ce trebuie să aibă copilul meu. Nu trebuie să-i pun nicio limită, el trebuie să se dezvolte cum vrea el. Te uiți ca părinte la copilul care distruge straturile de flori, zgârie mobila, liniștea familiei, nu-i nicio problemă. Copilul trebuie să aibă parte de afecțiunea noastră. Ei, un copil care crește astfel poate ajunge cu ușurință să-și manipuleze părinții. Copilul crescut permisiv nu este mai fericit decât copilul crescut de un tată autocrat, să știți. Pentru că el poate ajunge la concluzia pe care am spus-o puțin mai devreme despre adolescentul de la noi, că părinții nu îl iubesc. Ar vrea câteodată acest copil să audă și un nu. Nu ai voie să faci asta. Nu poți face asta. Nu poți veni la ora asta. Nu poți avea relațiile astea. Nu poți merge în locul acela. Apoi mai există abordarea indiferentă, tăticul indiferent. Control puțin sau deloc? Susținere puțină sau deloc? Păi, tatăl neimplicat nu-l interesează de nimic. Sunt prea ocupați unii sau prea indulgenți. Și într-o astfel de situație, copilul își creează propria lui lume. Trăiește cum consideră el. Dar mai există o abordare care pare că e cea mai sănătoasă și anume abordarea relațională cu autoritate. Adică e acel echilibru sănătos între dragoste și limite. Dragostea și limitele sunt comunicate în egală măsură copiilor. Efeseni, capitolul 6, cu versetul 4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Nu exagerați cu alte cuvinte în disciplinarea copiilor voștri ca să le faceți ascultarea dificilă. Construiți relații iubitoare și acolo exersați autoritatea bazată pe principiile cuvântului Dumnezeu. Și înainte ca un copil să fie disciplinat, el ar trebui să știe, să audă: știi că te iubesc? Regulile trebuie comunicate cu claritate. Mă rog, mi-amintesc că le-am pus copiilor când erau mici reguli cum folosesc calculatorul. Bine, era vremea în care aveam un desktop în toată casa. Lucrurile s-au schimbat între timp, sunt mai complicate. Și le-am pus un. Uh al control, care cred că le dădea voi o oră și apoi se închidea totul. Da, și noi am zis, am fost foarte liniștiți că totul este în regulă, copiii noștri au doar atâta, noi n-am avut televizor în casă, la un moment dat ne-am luat unul, dar nu-l foloseam, era mai mult de design, mai târziu ne-au povestit ei cum foloseau și televizorul și alte chestiuni prin casă care, mă rog, noi le-am spus că ar fi bine să nu le folosească. Dar au fost vreo două ocazii când ne-am întors acasă și am găsit computerul cald. Și zic, bă, n-ar fi trebuit să fie cald. Și sigur că am făcut o anchetă să descoperim ce s-a întâmplat. Nu vă puteți imagina cât de ingenioși au fost. Toți trei s-au sfătuit cum să învețe parola, pasorul, da? Unul a primit sarcina să numere câte taste apăsăm. Unul a primit sarcina să vadă care-i prima tastă cu care începem. Și nu le a trebuit foarte mult timp când, după o vreme, au prins pasorul nostru. Noi foarte liniștiți ca părinți, a, numai o oră, dar am negociat cu ei. Mi-amintesc că, după faza asta, am negociat cu ei și am spus, ok, hai să vedem. În ce condiții puteți folosi calculatorul? cât îl puteți folosi și când pierdeți dreptul și pentru cât timp pierdeți dreptul ca să mai folosiți calculatorul. Wow! A fost o negociere interesantă. Am stabilit regulile și am spus de acum toată lumea le respectă. O altă negociere cu calculatorul, că asta a fost o problemă serioasă pentru noi, că am vrut să le păstrăm mintea curată, că eu o lume atât de bonlavă. Punem filtru pe calculator în momentul în care ei au crescut deja un pic mai mari și trebuiau să folosească calculatorul la școalele. Și am zis, haideți să vedem ce înseamnă să avem un filtru. Și mă rog, l-am explicat și apoi am... De data asta aveam și laptop în casă. Avansasem, dar lumea se schimbase. Și am spus, copii, acum uite, eu vă pun... Cred că era capa 9 Web Protection la data aia, da Am spus, ok, montăm acest, punem acest filtru. Erau lângă mine când l-am pus. Țin minte și acum fata mea, ea nu-și mai aduce aminte de faza asta, i-am amintit-o, dar pe mine m-a durut așa foarte mult. În timp ce puneam filtru și toate cuvintele care trebuia, pe care trebuia să le blocheze, ea zice, tata, am impresia că ne bage într-o pușcărie. Ok. Am pus filtrele, Băiatul meu mai mare trebuia în vacanța din clasa a 11-a spre a 12-a bănuiesc să vină la Oradea, unde la Colegiul Biblic Este European se oferea un curs de multimedia, cred că. Și eu îi spun, Flavius, ar trebui să scot filtrul de pe calculator, de pe laptop, pentru că nu o să poți lucra, te va bloca. Ei și ăsta este momentul în care m-am fericit că am pus filtrul. Zice, tată, te rog să nu-l scoți pentru mine înseamnă foarte mult că tu ne-ai pus filtru pe calculator. Până atunci am avut în minte vorba a fiicei mele. Ne bagi într-o pușcărie. Copiii au nevoie de limite, fraților, surorilor. Limitele trebuie negociate, scuzați-mă că mă repet, trebuie negociate cu ei, trebuie stabilite în dragoste și trebuie respectate și trebuie stabilite și care sunt consecințele care urmează după ce limitele nu sunt respectate. Pentru noi, cum v-am spus, ora la care vin copii acasă a fost foarte importantă. Poate aici un alt sfat, niciodată să nu-ți disciplinezi copilul când ești mânios. E mai bine să-l lași așa un pic, câteodată fierbe și el în suc propriu și îi zici, vine vremea când stăm de vorbă. Pe noi, mama nu prea a putut să ne disciplineze, că fugeam mai tare decât ea și ne-am prins repede de chestiunea asta, dar era o chestiune cu care ne torpila. Spunea, vai, ce tare era vorba aia, lasă că vine taicătul. Și o să-i spun ce mi-a făcut astăzi. Tata n-a fugit niciodată după noi. Nu mi-amintesc. Tata zicea ia veniți la mine băieți. Și ne aliniam, da? Ce ați făcut mamei voastre astăzi? Luam figura de mielușel. Trebuie să vă spun că în serile în care era slujba la biserică, eu știam că tata nu mă poate disciplina, că el nu se duce niciodată tulburat la biserică. Asta ține de manipulare copilărească, da? Și mă rugam și ziceam, Doamne, ajută-mă să adorm până se întoarce, ca să nu mai aibă cu cine sta de vorbă, da? Urma darea de socoteală. Mă rog, fiecare generație a știut să o facă cum a considerat că e mai potrivit. Aș vrea să te întreb ce fel de tată ești. Dacă mai dai în urmă o dată, te rog frumos, ești un tată autocrat, unul permisiv, unul indiferent sau unul relațional? Ei, diagrama asta mi-a făcut-o feciorul meu mai mic. Între timp ați aflat numele la toți, dar... Uh, acum vreo cinci ani cred că l-am rugat să mi-o facă. Că am vrut să fie ușor de memorat. Și l-am luat cu mine la Brăila. Și am prezentat schița asta acolo. Și pe drum la întoarcere am spus, mai Remus, dacă toți suntem numai noi doi și ai muncit tu la diagrama asta, tatăl tău pe unde este? Ah, hai de mine, ce întrebare grea. Periculos să o pui copiilor, da? Sunteți curioși de răspuns? A, ah, nu sunteți. Atunci pot să trec mai departe după zâmbetul unora, ați fi curioși. Mi-a zis, tată, tu totdeauna te miști între autocrat și relațional. Acolo, pe, acolo ești. Pendulezi între cele două. Mi-ar fi plăcut să-mi spună că sunt în dreapta, de tot acolo sus, relațional cu autoritate, dar mi-a spus pendulez. Și cred că a avut dreptate. Ce se ascunde în spatele unui copil? Dați-mi voie să vă spun vorba asta... Cred că o să apară aici pe: În spatele unui copil vesel este o mamă înțeleaptă, în spatele unei fetițe senine este un tată implicat, în spatele unui băiat liber este o mamă inteligentă, în spatele unui copil agresiv e nevoie de afecțiune, în spatele unui copil curajos e un părinte și mai curajos, în spatele unui copil trist. Este un părinte neatent. În spatele unui copil fricos este un părinte și mai fricos. În spatele unui copil vesel este o casă veselă. În spatele unui copil sclifosit e nevoie de atenție. În spatele unui copil credincios e o bunică. În spatele unui copil liber sunt doi părinți liberi. În spatele unui copil Lumina e un părinte, soare, și în spatele unui copil fericit sunt doi părinți fericiți. Ok, mă opresc aici, mai aveam câte ceva, dar vreau să răspund, să încerc să răspund la întrebări, nu am pretenția că... Cum putem să-i facem pe copii să se simtă că îi iubim? Oare am răspuns la întrebarea asta? Bănuiesc că da, eu așa zic că am răspuns în prezentarea asta. Dacă tata are un comportament lumesc și o relație indiferentă față de copil, cum ar trebui mama să se comporte cu copilul ca să compenseze această lipsă? Întrebare bună și din păcate situația asta e prezentă. Probabil că Trebuie să joace și rolul de mamă și de tată o astfel de mamă, adică să-i ofere și afecțiune și relații, dar ea va trebui să stabilească regulile dacă tata nu le stabilește și poate să-l aducă pe copilul acela în, nu știu, în prezența unui unchi sau unui verișor mai mare care poate fi un model pentru el, să aibă totuși o figură bărbătească care să îi slujească ca model dar cu siguranță mama trebuie să-și asume și rolul de tată. Povestea lui Augustin de Hippo merită citită. El a avut un tată lumesc și a ajuns în cele de nume un credincios pentru că a avut o mamă credincioasă. Dacă ai 18-19 ani și stai cu părinții tăi, însă ai un loc de muncă și nu depinzi de ei financiar, trebuie să te supui lor sau poți să iei decizii de unul singur? Eu zic că dacă îți cumperi pantofi și Ciorapi și un hamburger când ești la muncă, cu siguranță că poți să le iei singur. Dar dacă iei decizii importante, eu zic că e foarte neînțelept să le iei singur. Uh, discutam puțin cu fratele Relu înainte de a începe sesiunea asta. Oricare dintre noi trebuie să fim sub o autoritate. Dacă se întâmplă și nu suntem sub autoritate, ne găsim într-un pericol foarte mare. La rândul nostru nu vom putea cere nimănui cândva să fie sub autoritatea noastră, pentru că noi înșine n-am fost sub autoritate. Spre exemplu, dacă băiatul sau fata asta întreabă dacă se poate căsători fără să vorbească cu, copii, cu părinții, eu zic că nu-i prea înțelept. Eu cred că părinții trebuie implicați, părinții nu trebuie să decidă cu cine ne căsătorim, dar trebuie să ne dea binecuvântarea. Trebuie implicați în procesul ăsta pentru că înțelepciunea lor contează. Acum sigur că de la caz la caz sunt și părinți excepții care pot fi, îmi permis să spun, abuzatori, dar ăla este un caz cu totul și cu totul special și nu cred că ar trebui să generalizăm. Putem primi materialul prezentării? Materialul PowerPoint este pe calculatorul ăsta, așa că decideți cu cei de aici dacă îl puteți primi. Din punctul meu de vedere, puteți să-l primiți. Dacă ai 18-19 ani, am, făcut, am citit. Ce pot face în situația în care păcatul neascultării mare, mamei mele se răsfrânge asupra mea? Mama credincioasă s-a căsătorit cu tatăl necredincios. Nu știu exact cum se răsfrânge, dar probabil că ai putea să te uiți la modelul acesta și să înveți să nu faci ceea ce a făcut mama. Cred că e foarte puternic modelul pe care îl poți lua de aici. Nu înțeleg exact cum se răsfrânge neascultarea, doar poate prin faptul că ai un tată necredincios. Domnul este cel care poate răscumpăra și această situație. Aș răspunde simplu, poate e simplist, să nu faci ce a făcut mama. Căsătorește-te în Domnul și ești în voia lui Dumnezeu. Ce putem face pentru un adult care nu a primit suficient afecțiune până la 16 luni? Hai, hai, speram să nu primesc întrebarea asta. Și nu se simte împlinit chiar dacă primește afecțiune din partea soției. N-ai nicio șansă decât să continui să-i oferi afecțiune. Nu știu, nu mă pricep. Cred că trebuie căutat aici un specialist, un medic psihiatru, un psiholog creștin, dar iubit, acceptat și ajutat să depășească. Și să ții cont că poate rămâne un copil din punct de vedere emoțional. Eu am văzut, din păcate, multe situații de genul ăsta. Și ultima întrebare. De la ce vârstă poate intra un adolescent în echipa video media? Eu consider pe o parte o lucrare spirituală multimedia, dar are și o componentă administrativă și eu l-aș implica cât de devreme pot, că îi cresc șansele să rămână lipide biserică unde Domnul poate să-i vorbească. Din ce am văzut eu, adolescenții sunt foarte buni la partea asta, ne depășesc, adică nici nu cred că poate fi făcută comparație. Ați putea să ne recomandați câteva cărți pe care să le înmânăm copiilor, care să-i ajute în perioada adolescenței? Viața pe marginea prăpastii de James Dobson este ceva ce îmi vine în minte acum. Pregătirea pentru adolescență. Îmi scapă autorul, nu, nu mai știu cine este. Cum îl cheamă? A, e același autor, James Dabson. Așa. Mai curat decât diamantul. Eu cred că broșura asta veche, ar trebui citită măcar o dată pe an de fiecare adolescent. Te ajută să-ți păstrezi puritatea, curăția, la nivelul minții, a emoțiilor și a trupului. Ce alte cărți mai recomand pentru adolescenți? Nu mi amintesc acum, dacă eram acasă și îmi puneați întrebarea, mă uitam în bibliotecă la raftul în care am cărțile pentru adolescenți, cu siguranță mai am acolo. Cele cinci limbaje ale dragostei pentru adolescenți de Gary Chapman, că are și pentru adulți, și pentru copii, și pentru adolescenți. Cu siguranță mai sunt și altele, dar mintea mea nu, nu mai are acum o altă recomandare. Pe păi dragii mei, eu cred că am încheiat ceea ce mi-am propus cu mențiunea pe care. I-am făcut-o fratelui Relu de când m-a invitat la această conferință că eu nu sunt specializat pe familii. Fac chestiunea asta ca orice pastor care îi și tătic și pastor și care trebuie să le combine. Așa că luați prezentarea mea ca de la un om care învață și în timp ce învață el mai spune și altora cum e povestea asta cu creșterea copiilor am ieșuat în anumite chestiuni, dar m-a binecuvântat Dumnezeu în cele din urmă cu harul de a-i vedea pe copiii mei mântuiți ceea ce pentru mine înseamnă cel mai important lucru de sub soare. N-am ceva mai... Spun și eu ca mama lui uh, Augustin de Hipo. De acum Dumnezeu mi-a împlinit cea mai importantă rugăciune mă poate lua la el. Mi-am văzut copiii mântuiți. Mulțumesc tare mult! Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute să vă bucurați de copiii dumneavoastră. Mulțumim și mesajul